Hai, salut băieți și fete. Am o mică problemă și ideea este că nu mi se vede chat-ul, nu înțeleg de ce. Așa că, aparent, cred că dacă o să reintru aici, nu mi-apare chat-ul, nu știu ce. Mi s-a părut că s-a deconectat și atât. Bine, o să deschid asta separat, atunci o să iau chat-ul din altă parte. Măcar merge live-ul, e ok. Ia stai, mută chat-ul. Așa. Nu știu ce nu mi se vede chat-ul aici, dar aia e. Așa. Improvizăm. Ești Chiopa. O, salut, The Nerd Mechanic. Ce faci, fratele meu, cu cel mai jmecher content pe, cum îi zice, pe chestia asta cu do it yourself, cu astea. Ursule, da, eu zic să nu te bagi. Von Loganul 5 de cei primul proprietar. Hai că da. Vând cal pe hârtie igienică. Cine vrem... Ce? Bă, am făcut o chestie la live-ul ăsta. Chiar dacă din păcate nu este, bine, nu știu dacă e cea mai potrivită oră pentru live sau așa, dar asta e ora la care activez eu, puteți să mă judecați, asta e. Câți ne strângem, nu ne strângem. A, e, eu țin live-ul și vorbim așa despre ce e de vorbit. Am umblat la niște setări la live și am văzut că i-am dat pe latență foarte scăzută și ar trebui să fie foarte, foarte mic delay-ul. Așa că, de exemplu, uite, eu în secunda asta am văzut comentariu cu salut Luțu de Drăguț sau ce căutăm azi sau pub re. Deci cred că e mai mic delay-ul decât de obicei. Uite, acum a scris din nou Paul Nebunu. Ascult Sandu Ciorbă în mod neironic. Salut! Deci cred că e mai ok. Că am văzut că modul ăsta de live stream este ideal pentru a transmite live pentru aproape în timp real, știi? Și, na, da. E foarte mic delay-ul. Atunci e perfect. O seară, salut Băban Alexandru. Salut Ștefan Poterașu. Ionuș 67. Hai să lăsăm mașina să configurăm mașini noi. Da, clar. Uite, vreau să intru. Că mi-a zis tu la Toyota. Și vreau să-mi configurez cea mai șmecheră Toyota Corolla. Hibrid. Cer ofertă începând de la 18.000. Vreau să-mi configurez o Toyota din asta full, că îmi place mie Toyota asta și vreau să-mi configurez una. Salut, Jonesy! Salut, Trusty! Caută Merțan! Haide! Da. 25 de milioane extra bonus pentru orice model. 1000 de lei reduse sub 105 grame primă de casare. Ăsta așa, eu vreau să configurezi un din asta, nu vreau să îmi dea ofertă. Toyota configurator. Că vi s-o fi luat și vouă de... stai. Toyota Car Configurator. Vreau să vi luați și vouă de mașini nemțești, mașini nemțești, dar nu mai mașini nemțești, dar nu mai mașini nemțești. Nu mai fac verificări de car vertical momentan. Și de ce? Mă lasă să... Ok, Yaris, Corolla, Corolla Touring Sport, Prius, CHR, RAV4, Land Cruiser. Mamă, ce preț are Land Cruiser-ul, ești nebun. Ok, stai un pic. Promoții. Corolla Touring. Bă, Corolla. Ia, că-s curios. Trimite eu link. Nu, că cred că mă descurc. Între... Băi, Miron Full, ai fost și aseară, frate, pe live. Nu știu, mă, ce să zic. Pe bune. Deci nu mi se încarcă astea. Fastar, Corolla Sedan. Bun. Exterior. Așa, mă. Nu știu ce să zic. Eu mi-aș lua ce ce la... Dar la ce buget ai tu, nu cred. Culori, roți și așa mai departe. Culori, ia. Bă, ia că-s curios cum dă pe negru. Uite, Mafia Car direct 17.000. Deci mașina asta la cât costă nouă mi se pare un deal foarte bun. Salut Sebi Sasu. Alea din Germania arată mai bine ca alea japoneze. Da, dar alea din Germania mai stau și prin service mai mult decât alea japoneze. Și eu mai bine merg cu mașină urâtă, cum zice lumea, mai ales că acum în ultima perioadă nu prea arată urât astea japoneze. Și se intru mai rar în service. O, salut Bobby, ce faci Bobby? Merge treaba Bobby, mai vine lumea la jante oțel. Păi ce faci, mă, frate? Îmi dai jante pe 15, zău. Vizualizează toate promoțiile. Na, deci la asta nici măcar nu intru. Interior. Ia uite, tu nu poți să-mi spui mie că mașina asta e urâtă la interior. Adică, să fim serioși. E de ajuns să dai o singurată, domnule moderator cu Megane 2. E de ajuns să dai o singurată. Mizeres vino de aurar 2013. Clar. E de ajuns să dai o singurată, orice fel. Și Instagram-ul și astea, dă-le o singurată că
Nu prea mai vin cu mine. Bă, subțire, ce să zic. Noroc că sunt samsar, ce să zic. Ce dracu să zic, să treacă perioada asta și ne vedem, om trăi și om vedea. De asta chiar e decent interiorul ăsta. Da, ok, n-ai piele, n-ai panoramic, n-ai nu știu ce. Bă, frate, uite de cât e mașina asta nouă. Și e 1.6 benzină, valvetronic, CVT, tracțiune 2x4. Că uite, pui piele dacă vrei. Hai, haide, uite, na. Asta, bă, am crezut că pot să muți navigația. Băia cu facultate de samsar, nu e delay instant. Păi am încercat să fac delay-ul cât mai mic, da. Alin BM, salut, ce părere ai de Mazda RX-8? Păi e o mașină care are la ea, de exemplu, uite, la Talisman sau la alte mașini, schimbul de ulei e normal, știi, e la aia schimb motorul când e să schimbi. Pentru drumul nostru contează să fie fiabil, mai mișto pe crem. Clar. Ia uite. Bă, nu e lux, frate, ce pun un japoneză care se rupe de la jumătate mai din China arată în Passat. Vreau Passat, dați-mi să văd Passat. Vreau să văd Audi CVT. Ah, da, merge talismanul, da, am mai mers cu el ieri. Așa, trecem peste asta, deci până acum e 17.700. Bă, dar asta fii atent că nu costă nimic. Deci asta e un opțional, adică ți alegi ori vrei pasta standard, ori vrei pasta și eu aș lua pasta, deci nu stau la discuții. Accesorii, ia să vedem, schimbă unghiul. Ia. Bă. Ah, gata. Asta chiar e frumos, mă, ca mașină, zău. Salut, Tiro Mobile Legends. Arată mai bine la interiorul Toyota, mai bine cât ce. Seon Florin, salut. Albul ăla se murdărește prea repede. Da, mă, păi, hai să ne cumpărăm Passat în 2004, în care... Nu mai zic nimic, am făcut... nebunesc. Azi e zăpada pe el, da, și pe Logan și pe toate alea. Azi nu mai merge. Mâine trebuie să mă trezesc la 7. Stau la până la 7, cu oricum acolo la 6, ce mai... Andrei Dobrin, salut. Bă, am avut un coleg în liceu, Andrei Dobrin, dar nu cred că ești tu. Tony, salut. Marius Stefani. Mă gândeam să fac la mai devreme, mă, dar... Dacă vrea cineva să stea... Uite un fii atent, cât costă opționalele. Deci cât costă opționalele la o Toyota Corolla. Ia, chiar sunt curios. Kit, naviga... Mo! Mama, am înnebunit. Sunt din București. Nu, înseamnă că nu. Bă, cred că da, Costi. Salutare, Frixi. Salut, salut. Am pus azi o postare pe comunitate doar pentru membri plătitori. Am 15 membri, sunt foarte mândru de ei și am pus acolo o postare pentru ei. Astfel încât dacă cineva vrea să dea 4 lei, zice... Bă, stai așa, am o curiozitate. Că am făcut o cerere la YouTube să mi se schimbe gradele alea, știi? Adică să fie la alături ai tăi, să le dau un update. Șofer profesionist, na, nu s-au schimbat. Adică am pus să fie șofer începător, nu, ba da, șofer începător, profesionist și regele șoselelor, că nu vrea toată lumea să fie samsar, nu? Am nebunit de aici când am văzut navigația asta, ia mă, 1000 și ceva de euro, sistem navigație, taci tu. Păi stai un pic, și care e ideea? De ce? Că eu văd că se numesc la fel. Ai kit montaj? Deci îți dă doar, aha, kit-ul și să-l instalezi tu. Sistem anticortare, sistem divertisment. Dar nu spune nimic. Aha. Păi eu aș lua mai degrabă kit-ul de montaj și mi-aș pune, o găsesc eu cumva să o pun. Uite, vine de nerd mecanic și îmi pune că el face do it yourself. Carcasă cheie hybrid. Bă, m-a lăsat crumieră, 40 de euro. Bine, sunt sigur că la alte mărci sunt mult mai scumpe astea, deci dar eu nu fumez, asta nu știu dacă m-ar ajuta. Cutie depozitabile, nici asta. Geantă depozitare, bare transversale. Mie oricum nu sunt de acord cu chestiile astea. Ladă frigorifică, nu. Asta mai merge vara, hai. Support kit, rata, așa și asta merge. Salut, Wacky. Salut, Afiță. Covoraș por bagaj. Nu îmi trebuie mie o siguranță. Protect pentru tapeserie. Bă, mă lași set covorașe cauciuc culoare neagră. Hai să le iei și pe asta, ia. Covoraș, protecție por bagaj. Aici eu zic că nu merită dați banii. N-ai cum să verifici ultimul TÜV din Germania, nu e ceva online. Joci un Sampa, astă seară nu joc Sampa. Bă, nu sunt bătaie de joc asta, gândiți-vă că la mașina electrică făcută de VAG, de Volkswagen, trebuia să plătești nu știu cât, 70 de euro ca să îți spună dacă mai e lichid de parbriz sau nu, să-ți spună un senzor. Bă, mă lași, hai mă frate. Set huse anvelope, nici asta nu mi-aș lua. Ornament cromat. Set ornamente, de ce să iei pachetul crom? Spoiler spate. Hai să zicem că vrei să iei pachetul crom, deci asta 4, vreo 500 și un pic de euro. Adaptor, bare remorcare. Cărlide, uite te știu cât costă detașabil de fabrică, frate. Păi ți-l pui cu... Nu știu, dar ți-l pui mai ieftin oricum dacă e să... Deci dau de astea. Salut, ursulețule, salut. Că mai faci video pe care vă ridica. Momentan nu am verificări.
și nu am cum să cer verificări din moment ce nimeni nu verifică mașini în perioada asta. Tu, de exemplu, dacă ai avea car vertical, dacă ai avea car vertical și ai colabora cu mine și așa, mi-ai dat mie rapoarte pe moca dacă eu nu-ți aduc clienți? Dacă oamenii nu verifică prin link cu mine, eu n-am cum să cer rapoarte, e simplu. Știi, un clip pentru un Passat CC, bă, nu știu, dacă e dotat bine, poate, dar așa, dacă n-are pilot automat, măcar o piele, o treapă, nu, cred că cam greu pe societatea asta, cam greu. Am un prieten care are carte serios de Germania cu 160.000, dar ultimul TÜV avea 215.000. A. E bine și așa, ce să zic. Deci cârligul ăsta nu merită, cutie, bagaje, plafon, nici atât. E hidus ăsta, nici măcar. Super pentru biciclete, set, bă, dar... Într-adevăr, ăștia de la Toyota au o anumită, cum să zic, au o anumită clientelă, adică n-au orice fel de oameni care vor să cumpere Toyota, să fim serioși. Retuș. Toyota Protect pentru jant. Dacă să dureze un frate ăsta, adică... Kit senzor presiune roți. Deci 200 de euro să ai senzor, roată temporară, 200 de euro. Bă, băi, mi-au janta, frate, cu 100 de euro o iau. Bine, nu-i de fabrică. Set antifurt. Ok, și dacă vreau să merg mai departe. Deci tu vrei să-mi spui mie că până în momentul ăsta, păi și stai un pic. Farul full LED, cred că vine în standard sau LED-urile astea. 18.700. Mașină nouă. Da, nu. Vreau. Oamenii care, da, chiar că oamenii care merg cu Toyota aș mai cumpără și bicicleta. De ce părere de stație auto? Bună să o ai. Voi oricum pe mașină ori accesorii. Păi fii atent, vreau Passat configurator. Gata, am nebunit. Fac urât astăzi seara. Configurator Volkswagen. Cât sunt pe Linkmania? Nu știu, au fost 300. Ai mai jos, prea târziu. Vreau să mă duc la nou Passat. Deci începe de la 20... Deci încă în 2020 ei vând fără... De fapt nu, nu mai e, nu știu dacă e halogen. Plug-in hybrid diesel, frate, că vreau să poluez. Manuală, tracțiune integrală sau doar așa merge, bine. Continuă. Sub 30.000 nu-l scoți, clar. Românul s-a născut la München, pe așa e. Te-o luau vorba că am înnebunit. Crezi că mai scap prețurile pe acest virus? Nu. Și nici acum, cine a scăzut foarte mult prețul la mașină, acum a scăzut că vrea să scape de ele, nu că virus. Hai mă să fii serios. Comfortline, Highline. Deci din start tu peste ăsta, peste Trendline, care e cea mai cheală, dacă vrei să mergi la Highline, selecție, luăm Highline. Și vine așa, dotări, așa, climatonic cu filtru alergen, mamă, display color, faruri de ceasă cu iluminare statică la virale, adaptiv cruise control, tapetețe așa, spate LED, cu modificare design, așa, WeConnect Plus. Mm-hmm. Bine. Ia. Yeah. Deci deja la adus sunt 30.000 și nici măcar fără full LED. Amaro, nu știu dacă găsești. O Kia Ceed. Ma. Păi am văzut eu. Deci am văzut Passat full, break, diesel, 63.000. Bă, 63.000 de euro pe Germania. 63.000. Păi ce știe, mă, să facă de bani ia un Passat? Hai să vin zăruși, la 63.000 ții și altceva, mai faci ceva cu nu știu, na. Deci s-au scos motoarele 1.6 MP, pe alea sunt 8 valve și au 87 de cai și nu știu ce. Au fost înlocuite, au făcut downsizing ca și restul. Argintiu, vopsea metalizată. Ia. Mamă, mafia, ăsta e, cred că e culoarea, de-mi place mie. Nu, era un violet, așa, un, dar ce puține culori au, e albastru. Nu, albastru. Bă, da, hotărăște-te, mă. Aaa, vezi, bă, marketing, frate. Furtună Ioan, bună seara. O, am primit 10 lei de la tipă Răzvan. Mulțumesc, frate. Ești cumva băiatul de pe Instagram cu care am vorbit? Să fie primit, domnește. Deci, fii atent, dacă vrei să o iei pasta, culoarea asta, deci este și alte opțiuni. Adică ții și airline, ții și... Ok, trecem peste, aplică. Cât e, mă, acum? 34.000. 2000 diesel. Și mă rog, ar trebui să fie, dar n-are full LED, deci tot n-are full, vopsea roți, hai să mergem la roți. Și vreau să iau cele mai mari jante, mamă, ia, stai așa. Dacă ei tot fac, mai bine iau de pe... Nu, eu mă, sunt curios la ce preț poate ajunge o mașină de genul ăsta, pentru sufletelul meu, așa, chiar sunt curios. Jante aliase, bring, nu știu ce, bă, astea dau binișor pe ea, sau astea, 1200, selecție.
Aolo, nu poți să iei jantele, că trebuie să-ți dai și roată de rezervă din aliaj ușor, 300 de euro, nu mai zic nimic, am nebunit direct. Tapiserie, scaune, aici cred că ți-a pus-o pe aia de Highline, aia cu Alcantara. Până în 1500 de euro ții un Logan, cu 6063 de 1010 hectare de pământ. Hai că ții. Ia, fii atent aici, aici mi-e pasatul ăsta. Parcă au schimbat și maneta, parcă nu era așa. Și tot n-am full LED. Și ce preț are acum? 35.000. Bine, nu e motorizarea care trebuie, nu e, na, VR. 360, ia. Cel mai confinabilă mașină cumpărat până maxim 18.000. Ford, Kia, Hyundai. Și Renault. Că ți-e un Megane bun. Mamă, cât de urât se vede. Mă rog, e decent. Îți e un Megane... Stai că n-am trapă, n-am... Păi mai pui, stai așa că mai pui. Ți-e un Megane bun la 15.000, chiar ți-e un Megane echipat decent, zic eu. Așa, Alcantara sau Napa, piele în Napa. Nu. Continuă. De ce scrie pasarea asupra butonului de hazard? Pe ca să nu știm ce mașină ești când ia foc. Are logică, nu? Deși ești 3 de mai bine mi-au viule și merg cu bicicleta de 300 de lei. Fără treabă că îngreunează mașina. Aia îngreunează. Pachet exclusiv. Airline LED Matrix. Ia mă. Deci, ca să iei, așa, ok. Deci pachetul exclusiv cu airline și așa, 2400. Privacy glass, ți le bagă și pe astea pe gât. 350 de euro. Pachet airline pentru DCC. Pachet spot airline. Hai să-l punem pe ăsta, că e mai scump. Pachet exclusiv, aplică, ia. Ce site e? Site-ul oficial, dacă bag de la fel cum mi-a pasatul care îl configurezi. Sare de 50.000. 36.000. Și are full LED acum. Dar n-am pus oricum totul pe aia. Siguranță, rotări interior, funcționabilitate, ia. Aolo, aolo, ce ca aer condiționat automat. Deci tu vrei să-mi spui mie că ăștia în 2020 la Passat îți dau climă care nu este automat. Bine. Și luăm așa. Aircare, pentru că vreau să am calitatea aerului, că la Renault ai moca aici trebuie să plătești. Salut, Adi Adiță. Încălzire sau ventilare staționară. Funcție, pachet iarnă, normal că trebuie să iei și pachetul de iarnă. Funcție de masaj șofer, 200 de euro, normal că luăm și masaj șofer. Pachet Easy Open, deci tu trebuie să dai atâția bani pentru... Ok. Cam mulți bani. Permis gluma, un Volkswagen SH vechi din mers, cad câte o portieră și nu-i frec capotul. A, nu e chiar așa. Seria 3, 72.000, am văzut, da. Suspensie reglabilă, deci dacă vrei și o suspensie reglabilă. Selectarea modului de conducere. Vreau să o pun pe sport, pe confort, pe toate alea. Suspensie reglabilă, vreau și de asta, că sunt racer. Dă-i, pune-le pe toate, ce mai... Suspensii sport, le pune și pe astea. Mamă, pe bune, mă lași, mă, frate, să îl fac și într-un fel? Că nu o la paia, că o iei paia. Sisteme multimedia. Aolo. Head-up display. Deci head-up-ul la Passat e 500 și de euro și la Renault. Nu că fac reclamă sau așa, dar la Renault, dacă ți iei head-up cu 500 de euro, îți dă și încă 5-6 sisteme pe lângă. Dar, na, mafia car. Și trebuie să iei și Discover Media 900 de euro, normal. Interfață, telefonie confort, sistem de navigație Discover Pro. Deci dacă e pasta, te rupe. Ia uite. Măcar îți dă plus WeConnect plus 3 ani. Nu mai zic nimic. Dacă vreau să iau din audio, 1300. Dacă vrei să iei Bose, e 300. 500. Deci diferențiat. Foarte, foarte scumpe. Încă fără... nu știu dacă mi-aș mai cumpăra. Cred că singurul pe care mi l-aș cumpăra Passat acum ar fi ăla de 2240 de cai. Dar nici cu ăla nu cred că m-aș încurca. Nu știu, m-aș juca și un ETS, dar poate mai târziu o leacă. Dacă românul se taie, curge sânge alb-albastru. BMW, hai că-i curge. Așa. Jante, 13 rotări, 9.000, continuă. Așa, mă. Stai că am închid, ce prost sunt. Și mi-l dă pe ăsta 150 de cai manuală. Deci n-am pus nici cutia automată și e 41 de mii. Și nici cutia automată și multe, multe alte opțiuni lipsesc. Și acum vreau să fac altceva. Renault configurator. Deci nu era full. Sub nicio formă, ca Kadjar, Captur, Clio Estate. Vedeți, mă, dacă nu se cumpără talismanul în România. Nici măcar nu ți apare aici. Ia.
După configurează și mentalitatea. Asta și fac, asta. În loc să ții un Passat mai bine ții un Volvo. Da, da, spune asta tuturor românilor din... Mă uit și la Mazda, mă. Deci uite diferență. Zen-ul este la chel, dar totuși pe Zen îți dă, frate, îți dă o lupă, nu îți dă halogen. Da, la cine să vadă chestiile astea. Senzor parcare față spate, multisens. Ia ce îți dă pe versiunea cea mai... A, hai că stau să le citesc pe toate rachii. Oricum îți dă strictul necesar, asta e clar. Pe live-ul de... A? Salut, Iulica, ce faci, mă, frate? Că nu te-am mai văzut pe aici printre noi de ceva timp. Mai am Renault, mă. Hai că ai văzut donația. Păi da, ține-ți, mă, tipă Răzvan, îți mulțumesc că am primit 10 lei aici pe cea de la tine. Ți-am răspuns, nu cred că ai fost tu atent. Și ți-am zis, ești băiatul de pe Instagram? Bă, ce-am făcut, am ieșit? Asta e că-l deschisem pe celălalt. U. Bă. Am închis tot, zău? Zău că am închis tot. Deștept și eu dacă e. Configurator. Așa, dar nu știu ce nu mi se vede chat-ul aici, da, ai. Configurez o Kia. Stați un pic, mă, frate, stați așa. Ia. Vreau să merg direct pe intens, da? Deci avem TCE-ul. Deci fii atent. Dacă ții TCE-ul 202, ăsta 1.8, 7 trepte, 225 de cai de la 31.000. Și dacă vrei, adică personal pentru 1000 în plus mai bine lipă să le 200 de cai. Și știu o treabă. Alfa Romeo Giulia, da, Porsche scump, da, SH, da, hai că Porsche, da, okay, CV. Audi A7, hai că Audi A7. Ionuț M. Salut. Deci dacă e să dai lui, cel mai scump e dieselul de aici. Dar eu cum vreau să poluez, vreau să le iau pe astea de 200 de cai. Ia. În seara asta n-am mai făcut live. Ah, bine. Honda. Păi stai, mă, frate, dacă stăm să le configurăm pe toate. Bun. Deci e alb. Culoare vreau, aia doua am eu. Asta e, mă. Ba, cred că asta. Asta, nu, aia e mai deschisă mea. 550 de euro și asta cât e? Tot 550. Asta cam bate spre culoarea pe care o am eu. Bun. Următorul. E-clasuri. Ne uităm, după aia intrăm pe licitație, aveți o leacă răbdare, că vreau așa, pentru sufletul meu să mă uit eu. Deci, văd că ea vine automată, n-are for control-ul, văd. Și văd că tapiserie de piele așa, asta e gratis. Și dacă vreau să o pun pe asta, 500 de euro. Parcă, deci fii atent. Tapiserie Riviera de culoare maro gratuit, însă trebuie să-ți iei, uite mă, ăsta e ce am eu. Deci, pentru 500 de euro la Renault îți iei așa, comutare automată lumini, alerte depășire bandă, head-up display, 500 de euro, confirmă. Să configurez un talisman ca al tău, bă, nu știu cât a fost al meu nou, dar cred că a fost până la 35.000, cred. Așa, ia. Echipamente. A, uite aici. Și avem așa, ăsta l-am. Eu am și pachet de securitate, frână activă de urgență, da, îl am. Bun. Easy parting, asistență, sistem de deschidere pe bagaj, ăsta nu l-am. De fapt, asistență la parcare mâini libere. Adică să parcheze singură, îl am. În schimb, nu am deschidere la bagaj, aia automată. Fac configurația pe un site din Franța ca să-l faci inițial. Acolo e 50.000. For control, uite cât e for control, 1500. Luăm și pe ăsta. Eu n-am panoramic și boss, deci 1500 și ele 37.500 în România, dacă e să-l iei așa. Plus că al meu are alte jante, deci nu are pasă de intens de fabrică. Și stai un pic, nu vreau rezervă online, vreau să-mi dai design. Trapă panoramică, trap, stopuri, spate, LED, geamul lateral, tentă închisă, nu știu. Și vreau să-i pun sistemul boss, nu? Post conducere, așa, siguranță. Și cum fac să schimb jantele? Exterior, interior. Bine. Păi și dacă design exterior aici. Și unde sunt jantele dacă vreau să-i fac jantele? Punem pariu că îl cumpăr din greșeală. Hai că îl cumpăr. Salut, băieți, salut, Cristi Văduva. Citește comentariul meu de mai sus, de-ți o părere. Să-mi trag una că îl văd. Cu ocazia asta vreau să te jez, salut. Nu, nu, vreau să văd. În Renault nu găsești trea... Hai că... Nu găsești tradiție, fiabilitate și prestanță. Dacă tu ai prestanță în Passat, ai o problemă, nu mai zine. Adică n-are rost să mă enervez. Chiar n-are rost. Ce Duster, mă? Că Duster-ul, vezi că dacă îl configurezi full Duster-ul, vedeți că costă ceva. Salut, Dan Adam. Deci vedeți că Duster-ul full
Hai să fim serioși. Mă, dar eu vreau să selectez alte jante. Echipamente. Deci dacă e să-l ieși cu trapă și cu sistem audio Bose și le intense, 39.000. Îți mai face dealerul o reducere, ceva, îl iei cu, nu știu, îl iei cu ceva. Interior. Ia. Ți-a apărut și butonul aici, panoramic aici. Cruise control adaptiv. Uite, n-ai de exemplu volanul încălzit, adică pachetul de iarnă. Sunt multe chestii pe care nu poți să le iei în România. Și ideea e că dacă eu, de exemplu, Renault configurateur talisman. Vedeți că mă pun să vorbesc franceză cu băieții. E mișto for control, poți să donezi decât PayPal. Iulie, că dacă chiar vrei, poți să-i dai direct super chat aici. Singura chestie este că ia ceva taxe YouTube-ul, dar dacă chiar vrei, ai chestia asta cu dolarul pe chat aici. Inițiale full cât costă. Nu ai pe România inițiale, dar aici ai. Deci pleacă de la 42.000 inițiale, ești prost. N-am avut bani de unii mțaică adevărată, frate. Găsești tot ce trebuie, mai ales la unele modele Renault. N-ai cum să explici, mă, n-ai cum. Deci uite, dacă îl iei pe ăsta cu benzină, da? Următorul. Bă, mi l-a tradus automat, nu, da. Preț total 44.000. Deci fac pariu cu voi cu un talisman cu tot pe el. Sare. Deci sare. Culoarea asta e cea mai frumoasă pe talisman. Violetul ăsta, în funcție de cum e lumina afară, e superb. Am văzut un inițial așa foarte mișto. Așa, ia fii atent, următorul. Am testat-o. Păi, și ce să faci, mă, frate? Nu-ți cumperi de asta nou. Nu zic eu mașină rea. Uite, asta e numărul 1. Deci interiorul ăsta e numărul 1. Și văd că l-ai gratuit pe inițiale. Mamă, frate, și când te gândești cât e mașina asta după 2-3 ani? Normal, frate, și nici n-are trapă. Nu mai zic nimic, am înnebunit. În Duster, na. Ia fi atent aici. Volan încălzit. Deci, uite, mașina mea are volan încălzit. 350 de euro l-a costat pe francez. Seria Coyote. Și asta am, e 0 euro, nu știu ce face, dar trapă panoramică cu decupaj prin copertină electrică. 1200. 46.000. Și totuși parcă am impresia că e media și navigație. Ok, asta e gratis oricum, un pachet. Volanul încălzit, conformitate, poftim. Deci mașina asta, talismanul pleacă la 31.000 variante de bază, nu, la 25.000 variante de bază. E nașpa că n-au motoare mai mari. Păi, e un 8225 de cai ăsta. Adică, și totuși, nu cred că e full. Scaune, uite, hai să vedem. Condamnare centralizată, oglindă interioară, nu știu ce, dar și salariile mi-aș cumpăra și ceva nou. Scaune frontale cu 8 căi masate, ventilate cu reglare așa, așa, keyless go, keyless entry, ventilatoare spate, fereastră spate încălzită, regulatoare antiprinderea lunetei, ce? Și tot nu e premium. Da, ai mers vreodată cu talisman, ai condus unul, ai talisman de mai mult timp ca să vezi dacă e premium sau nu e premium. Păi gândește că pastoi full cu motorul ăsta bun, cu 46.000. Hai 42.000, ce-ți mai face reducere un dealer? Păi ia-i spasa cu banii ăștia cu alte rătări. Când e vreodată? Aoleu, A4 B6 sau Octavia 1? Bă, cred că A4 e mai ok. Cutiere spate, parbriz acustic, scaune frontale încălzite, aer condiționat, bla bla. Este, mă, să mă uit un pic la interior. Adică vrei să spui mie că n-are ventilație la asta? Ba da. Ventilație for control. Deci cam e cam ce trebuie, zic eu. Deci 47.000 de 46.000. Mamă, de stai și te gândești că cât de mult costă, frate. Tesla, frate, ai că Tesla. Mă, dar eu nu înțeleg o chestie. Am primit aici un mail, ciudat, că am un strike și vreau să văd de ce. Ci că one copyright strike notice, nu știu ce. Mă, să-mi trag una. N-am mă niciun strike, cred că cineva face mișto de mine. Te că vreau să verific. De fapt, unde am primit eu mailul ăla? Stați un pic, că m-am luat cap. Fac urât. De ce mi-a dat mail aici? O secundă, că vreau să verific ceva.
Ok, bă, că nu mi se încarcă mail-ul, de ce? Nu știu. Măcar am chat aici. Intru pe care le deși mie în mod. Bă, dar nu prea e nevoie. Un Passat dotat ca talismane cu 20.000 de euro mai scump. Păi, na. Fiat Stilo. Trebuie să apare și pe YouTube cel mai sigur. Păi, m-am uitat pe ăsta, pe YouTube Studio și nu mi-apare nimic. Doar că am primit un mail, căci că am primit strike cu 25 de minute. Pentru ce? Ia stai. Videoclipuri, de fapt, stai că pot să... A, stai că au făcut update la studio de creație și e foarte ciudat de folosit acum. Drepturi de autorie. Potriviri, solicitări de examinare, mesaje, arhivă. Potriviri. Păi, da, arată bine, deci nu știu. Nici măcar nu știu unde să mă uit, sincer, la cum am modificat ăștia YouTube acum. Așa, trecând peste Audi A5, găsește aici. Bă, nu știu, dar... Hai să ne revenim la ale noastre. Bă, am închis tot aici, am închis tot, da. Deci cam atât costă un talisman. Nu mai zic nimic. Pe adresa de mail am primit pe mailul meu, dar e tot e ciudat că am primit... Deci, copyright notice... Cum îi dau mă să văd mailul ăsta? noreplayyoutube.com.de YouTube, nu știu ce, ia view details. Ok, e ciudată chestia asta. Adică nu prea pare să fie mail-ul real al YouTube-ului. Cred. Nu e de la muzică. Zice că copyright takedown notice, așa, nu știu ce. Dar nu-mi scrie ce. Clip sau ce... Da, ciudat. Am vrut să dau click și după aia mi-a apărut că gen conectează-te și mi-am dat seama că ori e ceva, o să mă uit după aia mai bine. Că acum nu pot să stau să mă uit, dar e posibil ca cineva să încerce să... Să încerce să... Păi nu. Deci uite cum arată mail-ul. Și nu cred că... Uite, fii atent. Deci mail-ul e ăsta. Și, în primul rând, aici nu scria cu sinceritate YouTube Creator Award Team. Și dacă luai copyright strike pe ceva, ți apărea pe ce ai luat. Așa, strike, get him, așa. O fi eu, așa, bum, bam, bam, bam. Și ideea e că ăsta nu cred că e mail-ul de la noreplayyoutube.com.de. De ce fake? Cel mai probabil. Adică nu e la mail-ul lor real, mă gândesc. E țeapă, uite și la poză. Așa. Bine, trecând peste, hai să ne uităm la ce ne interesează pe noi. Mai, dar bine, mail-ul poate să-mi-l ia. Că... Da, mail-ul poate să-mi-l ia, că pot să-l văd la despre canal acolo. La 50.000 mi-am luat Chevrolet Camaro. Cum să dai 40.000 pe un Renault? Păi da, dar tu ți-ai luat SH. Adică, poate nu ți-ai luat SH. Așa, și pentru că mai multă lume întreabă unde sunt cele mai bune mașini, cele mai adevărate, cele mai nu știu cum. Sau supără nemții pe tine că te-au luat de pasa, crec. Mamă, uite ce prețuri au, ești nebun. 4.500 cumpăr acum, nu mai zic nimic. Când vine următorul clip cu Adesa, păi trebuie să găsești niște mașini interesante, doar că momentan vezi tu că sunt foarte puține mașini și nu am ce să facem și noi 100 de like-uri, avem 96 chiar așa, frate. Nu am ce să arăt sincer, adică la ora actuală sunt puține mașini și na, e destul de limitată treaba. Dacă au DLC cu România, aveți? Apropo de asta, sunteți pe aici jucători de Euro Truck, aveți DLC-ul ăla cu România, poate jucăm dacă e pe un live, nu știu dacă neapărat pe ăsta. Ne primăm primul. Mamă, uite ce preț are asta, Euro 6 și 2000 diesel, 150 de cai. Skoda, da mă, Iulico, uite, te-am nimerit. Eu am de pe Steam. Păi da, că și dacă joc de pe Steam-ul cuiva, că nu prea mi-aș lua toate DLC-urile. Bun, și cineva a zis că, domne, în Germania sunt, adică sunt multe persoane, nu știu, care zic că, bă, cele mai bune mașini sunt tot în Germania, frate. Uite, să ne uităm pe Germania și o să aveți surpriza să vedeți că mașinile bune costă mult mai mult decât în România. Mașinile bune, mă refer. Dar nu merge, fac cinste când o să vedem.
Păi nu știu, Iulic, exact cum funcționează. Trebuie să dai pe dolarul ăsta din chat, să selectezi suma și cred că e cu cardul. Cred. Nu știu. Gen, apare aici pe chat. Cum vrei tu, n-am nicio pretenție la chestii genul ăsta, nu... Dacă am bani permanent, nu știu dacă poți să mai faci ceva. E din Italia. Bă, nu e vorba că îți vine târziu, e vorba că poate să-ți vină dracu cu vreun virus. Și dacă îți vine cu vreun virus, nu știu dacă e o problemă de la mine, Iulică, că adineori a dat un băiat am aici, a venit din chat 10 lei. S-a primit 10 lei de la nașul mare. Nu mai se găsește ceva bun și ieftin. Și, uite, de exemplu, un toareg din ăsta în țară, uite, 236 de mii. Cât e, mă, frate, un toareg din ăsta în țară? Că acum e delay-ul mic și putem să vorbim, nu neapărat că da la egal, la egal. Dar, gen, cât costă un toareg din ăsta în țară? Uite, hai să ne uităm, nu ziceți cât costă, hai să ne uităm la dotări. Deci are Xenon, e automat, climă, navigație, comenzi pe volan, piele. Ia să vedem poze mai... Arată decent oricum. Panoramic, e dotată bine mașina. Bun. Cât costă o mașină de genul ăsta cu... Mamă, 340 de cai? Ce e asta? 3 litri diesel? Nu știu. Așa? Cât costă unul din ăsta în țară? Și după o să vă zic și eu cât ar costa mașina asta adusă acasă. De curiozitate. Cred că a fost mai scump ales manutor decât o are costa. Bă... Poate da, poate nu. 14.000 jumate, 16.000, 14.000. 15.000. E vreo 17.000. Bine, hai să zicem, văd cum ajută, ziceți 14.000, 15.000, 12.000, 16.000, 17.000. Hai să zicem 15.000, da? Și dacă, de exemplu, mașina asta o cumperi cu cât zic ei, 12.000 și ceva cu TVA, tu cam în 17.000. Dacă eu, de exemplu, îi spun unia, bine, cred că pastor ridic motorizarea mai mult. Dacă eu îi spun cuiva, o, salut, gâm. Dacă eu îi zic cuiva, bă, uite, ți-a luat mașina asta cu 16.000, să zicem. E foarte probabil să zic că e scumpă. Și, pe păi, am găsit eu, frate, nu știu unde. Bă, are 4.2 motorul, frate, stai așa, o leacă. Da. Dar zic așa, hai că o ridic motorizarea, da. Ia, mă, daune, ceva. Jante zgriate, în rest motorul cred că e ok. Bine, ăsta e același motor pe care l-am găsit aici. Stați că vă arăt. Am făcut clipul ăla cu Audi la 8. Dăm aici Audi. Și bă, nebunul pe asta nu li țară 125.000. Mă ocup cu mașini. Uite, 690.000 cu același motor 4.2. Deci eu zic că mașina asta, nu știu, nu mă pricep, dar e dotată bine. Ca și mașină, ca și model. Și cred că la 16.000, 15-16.000 e un preț corect. Trage și avionul. Nu e vorba neapărat că trage și avionul. Știu că sunt făcute teste. Dar... uite, Skoda Superb, 206.000. Hai să ne uităm la dotări și facem o comparație între asta și ce este în țară, da? Uite, deci e break. Și automat e mai ieftină, da? A, este Laurin and Clement, e varianta aia. Acum ar veni un fel de airline, un fel de inițiale Paris, să zicem, știi? Ți-am făcut pasa. Bravo, un Benoni, ești cineva. Nu e 25.000 totuși toare gola, să fim serioși. Superb. Automat, navigație, încălzire în scaune, climă. 190 de cai, 206.000 line assist, asistență la unghiu mort, ăsta nu știu ce e, sincer, park assist, ceva de genul, front assist, bun. Cât s-a primit 10 lei de la nașul mic. O felicitare frumoasă de la domnul Frixi. Mulțumim, domnul Frixi, unul dintre cei mai vechi abonați de aici de pe chat și moderator în același timp. Un F10 2015 manual. E destul de ieftin. Deci, panoramic, mașina e dotată. Canon, nu mai știu exact cum îi zice la sonorizarea asta, de sonorizare premium la ei. Și aduc din state multe mașini. Te rupe vămâirea. Știi și tu că la ora actuală, Kenton, mă, așa, da. La ora actuală, dacă aduci mașini din America și scrie pe acte Selvage, nu poți să mai scrie românul. Așa că mare grijă ce cumpărați din America și să aduci de vânzare și să cumperi, să-ți o înscrii pentru tine. Și trecând peste chestia asta, cât costă o mașină de asta în România? Deci mașina e dotată bine, dar are 206.000 reali, Germania, la Germania, 2016 mașina, Euro 6, tot ce trebuie.
Ca să vă faceți o idee cât costă o mașină aici, pe Germania, una bună, și cât costă una în România, să vedeți, să vă pun niște semne întrebare. Adică, zic așa ca idee, nu trebuie neapărat să fiți bișnițari sau așa, bă, să vă faceți o idee cât costă una aici, cât costă una în realitate. În realitate, în România, pardon. Bă, caut mai multe mașini, vreau să vedem genul comparații. Toate mașinile matriculez fără nicio problemă. La Dublin, prin Rotterdam și nu sunt taxe foarte mari. Nu știu, nu mă pricep. Și aici pe 17.000. 14.000. După părere, Skoda Kodiaq, cred că ai vrut să scrie acolo. Na, uite. Ca și idee, o mașină bună costă în Germania și nu e pe degeaba, că nu o iei. Hai, ce să faci? Și aici pe 17.000. Și asta tot cam așa cred că o aduci. Dar uite cum arată mașina, 200.000. Adică, păi, și nu spun niște semne de întrebare dacă mașina e mai ieftină la noi ca în afară. Faci un live doar cu mașini noi. Gen să le configurezi sau să pun un titlu din ăla. Mașina arată foarte bine, uite, poftim. 15.000. Hai să ne mai uităm, uite. Hai să o luăm Passat. 2013 pe 281.000. Măcar știi că sunt kilometrii lor, frate. Camichiu, cam, da, ok. Bă, ar fi ceva wacky. Locul meu dacă îl verific, da. Bă, cineva dacă poate din moderator din când în când să mai dai și mie linkul de la car vertical, că nu. Plus că din state sunt mult mai ieftine, ca mă știu că sunt mai ieftine, adică eu mi-aș cumpăra o mașină de pe America, să fie puțin lovită, să o fac. Dar nu știu ce aș putea să-mi iau din America, că nu prea găsești diesel. Nu neapărat, adică nu, mi-aș lua o mașină pe benzină, dar să fie ce vreau eu, adică senzație și ce vreau, știi? Uite, Passat manual, Comfortline 281.000, carte service, adică mașină cu istoric, nu vorba aia. N-are dotări foarte multe, n-are xenon. Na. Și mașina asta costă adusă, nu știu, 8.000? Da, e all track. Ca idee. Navigație mică, comenzile pe volan, nebunii. Și eu zic că mașina asta, bine, all track 2013, tracțiune integrală. Nu știu dacă o găsești la mai ieftină, mai scump în România. Ca idee, uite. E una mai ieftină, dar mă refer cu kilometrii ăștia reali. O vreau pe asta. Care, mă, Iulic? Adică, serios, acum, o mașină cu kilometrii ăștia, tu nu o să găsești. Și plus asta, exact cum zice Nicky Mihai, acolo e urâtă cu spume. Adică, o mașină de asta e și păcat să o iei, nu știu, în configurația asta, mă refer. Mi se pare, un Mustang de la mama lui de acolo. Pe doar alea, cred că merită să-l iei din America. Mă refer ceva așa mai exotic de acolo. În rest, nu știu ce să zic. Nu, când ajungi aici e sub 200.000. BMW Tuning. Nu s-au sătura, frate, oameni de pasat. Nu, niciodată. Da, mă rog. Hai să ne uităm la aici. Uite, Golf plus Sportvan Golf. Uite, Golf 6. Deci o mașină de asta o găsești mai ieftină în alte țări decât în Germania. Dar toată lumea crede că în Germania mașinile sunt numai lapte și miere. Salut, Bamse. Deci în Germania mașinile sunt numai lapte și miere. Cele mai bune mașini sunt în Germania. Dacă mașina nu e în Germania, nu e bună. Am dat eu luni pasatul trag noi 8.000, bătea volantul automat și mai dotat. Păi și volantul e 30 de milioane. Ai. Sincer, nu m-aș ocupa cu mașina de kilometri înapoi pentru că asta se cere. Păi, așa e. Așa e, asta se cere, asta... Na. Uite, Golf 7, ăsta l-a dus cu... 6.000, vreo... Nu știu ce să zic. O 8.000, cu puțin noroc. 1.6. 170.000 de kilometri. Ce anează? 2015? 2000, este 2015, oricum e Euro 6. Mă, da. Nu vă știu, are încălzire în scaune, n-are pozele făcute foarte, foarte prost. Cred că totuși e mai... E mai scump oricum ăsta hatchback, pentru că break-uri am văzut și la 7.000 de euro. Break Golf 7, mi se pare extrem de puțin. Un Golf 6 iar nu prea găsești. Ia dă mod. Ce faci, mă, Tudi? Ai zic cu ce dai link, frate. E Comfortline. Păi, da, dar Comfortline n-au toate încălzirea scaune.
Dacă dai kilometri înapoi, dă-i drept cu măcar mașina să fie bună. Nu, eu nu sunt de acord cu kilometru, cu adesa. Bine, mă, Dani. Ai găsit o mașină și vrei să facem să fie bine, halogene 2000... Păi, frate, astea sunt mașinile. Omul gândește că poate neamțul nu are nevoie de fulet sau așa. Omul se gândește, Seat Leon are o mașină mișto. X1, nu nici măcar. Skoda Octavia. Deci uite cât de mult contează kilometri. Ia mă ce mi-ai dat tu, Dani, aici. A, te ridici cu pretenții, vrei să fii ca răducul, gata. Uite mă, uite cineva de A5. 163.000. Păi înseamnă că faci bani din server, dănuț. Alea noi la configurator sunt mai scumpe brecurile. Da, sunt mai scumpe brecurile de noi și când e să le iei SH sunt mai ieftine brecurile. Deci nu știu care e ideea. Wacky, dacă chiar vrei să distribui ăla, măcar zi de la ce e, că așa de lumea click și nu știi ce sunt. Bă, nu e chiar așa, sunt și brecuri frumoase. O să faci live cum verifici mașina noastră pe care vertical, dacă o să am verificări, nu știu, momentan n-am verificări pentru că lumea nu verifică mașini și n-am cum să le cer și o să vorbesc cu înaintine, poate facem un live în doi. Cum e la bani. Ia să vedem, mă, Dani, 2014. În primul rând eu nu mi-aș lua Euro 5. Și de ce ți-a luat A5-ul ăsta? Mă rog, are kilometri bunicei. Ce țară asta? Belgia. Navigație. S-Line, ok. Și dai pe mașina asta, Dani, ok. Ea nu era ca mașină frumoasă, dar... Dai pe mașina asta... 14.000, cred. Bă, la noi în țară, frate, asta cu kilometri pe factură e discutabilă. Sunt foarte mulți care dau kilometri pe factură doar să-și câștige clienții. Unchiul meu și-a cumpărat. Nu e vorba că mai ține mult și bine, dar eu dacă aș da 14.000 pe asta dănuț, pe 14.000 cred că pot să o duc și-o. Dacă îți dau 14.000 pe asta, mai bine mi-au, pe bune, mai bine mi-au un talisman sau un cagiar sau orice altceva. Nu e că nu-i mi-aș lua Euro 5, dar dacă tot dau un ban, mi l-aș lua să-mi iau Euro 6 direct. Asta nu știu dacă să zic că merită banii. Da, mă, dar vrea Audi. Da, mă, dar Tudor vrea Audi. Ia, da, une. Nu știu, și... Nu neapărat că mi se pare scumpă, mă, dar... Parcă n-aș da bani ăștia pe mașina asta. N-are nimic așa... E frumoasă mașina. Bă, urâtă nu e. Dar parcă n-are ceva așa să... Mai pui 2006. Da, mă, dar lui Tudor nu-i trebuie A6. Că nu-i trebuie. La Pitești îți ajunge cu 11.700 maxim. Ce? Bă, eu ziceam. Ce ziceai, mă, Tudor, tu? La 11.000 dănuți, pe 11.000 e mașina, frate. Mașina e... Cu... Da, mă rog. Păi 11.000... Pe aia să-ți arăt altă mașină. Tu vrei să-mi spui mie că mașina asta o iei tu cu 10.000? Că uite, zice de Skoda. Pe aia are 100.000 de kilometri și e și RS și break. Na, poftim, 184 de cai. Mașina asta a dus 13.000. Păi scuze-mă pe mine. Tiguan. Bă, mă uit și eu așa în trecere. Nu pot să mă uit pentru fiecare la o mașină. Rămâi pe live și vedem ce apare. E frumoasă asta, dar cam pe acolo și pe acolo, ștear, să știi. Passat, Touareg, uite altul, Arteon, uite, Arteon cu 71.000 și Arteonul nu, eu zic că e 50.000. Ha, 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 e culoarea drăguțică, e 4Motion, e și motorul la bun și bord digital și airline și nu știu ce. Mașina nu era, 2017. Nu știu cât e unul din ăsta în România cu kilometri ăștia și airline și toate nebuniile și bara față e vopsită și e vopsită foarte prost, da, e. BMW 36 Coupe. Nu știu. Păi... Nu mai știu, Costi, ce vreau să zic. Pe asta nu-ți place. Păi n-am zis că îmi place. Dar am zis că, ok, o ridică motorul, o ridică dotările. Păi da, dar asta e preț chel. Na. Chel mă refer fără multe alte taxe.
Păi sunt mașini care, de exemplu, dacă nu se vând azi, uite, Ford Mondeo ia. Le bagă și mâine, le bagă și pe mâine, le bagă și peste o săptămână, de exemplu, asta n-a dat nimeni. Deci poți să iei mașina asta dacă e singurul care dă, e și Vignale, care teoretic la ei cred că e vârful de gamă, Vignale asta dacă nu mă înșel. Găsește a 6 până în 3000. Poate strig mașina, dar dacă pui toate alea după taxe și nebunii, dacă vrei cu kilometri mulți, poate, dar nici așa. Ceasuri digitale, carte service, scaune electrice, jante. Băi frate, Austin divinul. Tu dacă te învârți după 15 mașini, o să ții niciuna. Dacă avea 18 ani și avea 5.000 de euro, ce ți-a luat Megane 3? Eu am o cu 140 ca și fa soft. Golf 5 merită. Mă, sunt niște mașini vechi. La care trebuie să înțelegi că orice mașină ți-ai cumpărat la ora actuală, dacă are 12-15 ani, mai pică câte ceva. Asta e singura chestie. Trebuie să-ți asumi că mai pică. Na, ce să zic altceva. Mie mi se par foarte scumpe mașinile astea pe Germania, pe bune. O, salut Sebastian Seba, asemenea. Deci, uite, am văzut prețuri pe Germania, dar hai să mergem pe, mamă, pe Belgia, cât de multe sunt, Italia, hai să mergem pe Franța, uite. BMW X1 manual, nu știu ce, n-aș lua manual BMW-ul pentru că e foarte ori. Mondeo ăsta la 96 e foarte mișto. Talisman 7300, uite, fără TVA. Mie ce-mi recomand ursuleț. Da. Cât costă moderatorul? Nu dau moderator pe donații. Bine, dacă e vorba de o donație babană, ce să fac din rest pe măcar. Bine, o Denis sex symbol, scapă de ele. Păi, eu am o vorbă, frate. Cum îi zice, ce străinii văd gunoaia, ne-o luăm de bun, pentru că ăsta e adevărul, unii dintre noi, și ce noi vedem gunoaia, adică un Renault, un Logan, un Duster, noi le vedem gunoaia și străinul le cumpără. Aia e. Trebuie să vadă mașini pe Franța. Pe asta am și Clio 4, e ok de început, da. Cam tot pe la aceiași bani. Și uite, vrei mașină de familie și nu vrei foarte multe rotări, de ce nu ți-a luat talismanul ăsta la 10.000 de euro? Sau sub 10.000? De ce nu ți-a luat mașina asta? Bă, ok, n-ai dotări de euro 6, frate, 2017 pe mașină. Ce trebuie cu mașină mai ții tu la bani ăștia, mă? Că asta nu vor oamenii să înțeleagă. Bă, că Renault. Păi, dar ce mașină îți mai dă, mă, dotările la banii aia? S90. Nu știu cât de ieftin e S90, dar, na, uite. Mașină 2012 cu 73.000 de kilometri. Păi, frate, mașina cu kilometri puțin costă. Măcar are TVA inclus în preț, nedeductibil. Luxury. 75.000 de kilometri. Încălzire în scaune. E foarte rotată, dar totuși are 75.000 de kilometri, frate. O mașină de asta nu i-aș cumpăra, o aș plăti eu la kilometri puțin, scaune confort, dar să știu că o țin. Adică o mașină de asta mi-aș lua. Mi-era un talisman acum vreo Passat B6. Ce părere poți să am despre Passat B6? E o mașină ok, dar e veche. Și trebuie să... Bă, Mihai... Na. Dacă vrei tu, trebuie să înțelegi că mașina are niște ani în spate și nu mai e ce-a fost, știi? Poți să cauți mașini de noi. Păi da, am arătat și ieri pe live, am arătat Tesla, am arătat o grămadă de mașini care au fost noi, o grămadă de bani. Erau niște serii așa pute interesante. Dacă vreau să mai uite pe Peugeot. V-aș arăta o mașină, dar nu vă arăt, că e cumpărată de băiatul ăsta care mi-a dat mie contul. Lui, să vedeți ce mașină a cumpărat, dar poate mai găsesc una asemănătoare. Uite, Mercedes Megane. Uite, Megane 1.5 diesel, sfântul motor de 1.5. Uite. Deci o mașină frumoasă, automată, kilometri buni și o iei, știu, cu 8.000 de euro, să zicem. Mașina 2016, euro 6. Bă, ok, n-ai foarte multe rotări. Dar, totuși, frate, ai un cruise control, ai oaia, oaia. Pe bune, nu mi se pare o mașină rea. Pentru banii pe care îi dai pe ea, chiar e ok. Eu asta am vrut să-mi cumpăr Megane. Vreau GT Line, vreau alte nebunii, dar pentru banii pe care îi dai pe ea, nu are adversar. Și uite, frate, în Italia și în alte țări, băi, e full de Duster, de Loganuri, de mașini românești și noi, nu mai zic nimic. Ce zici de Audi A4 B8 la 4.500 de euro? Ce? Ce 4.500 de euro? Ce? Majoritatea de aici cred că... Da, mă, stați un pic. Cred că mașina, dacă nu este... Dar nu vă are mașina din respect pentru el, că poate mașina o să fie la vânzare și nu vreau să... Nu,
Las-o așa. Oricum am luat-o la preț foarte bun și un Peugeot și vreau să văd dacă găsesc vreunul la fel. Peugeot, Citroen, Peugeot 3008. Ce dracu, 3008 la banii ăștia? Ai 3, da, scuză-mă pe mine. Bă, au greșit anunțul ăștia, frate, că 3008 e ăsta. Sau poate 2008 și au pus 3008, da. Ce prea de Land Rover? Cutie automată ZF. Cutie automată ZF e bună. Ce prea de Peugeot 508? Pe la 11.000. Cred că găsești mai jos. Mai fă video cu Cătălin Talent, da, de unde? Nu e vorba cum face lumea samsar, mă. Dar dacă vreți să deveniți samsar, puteți acum cu doar 4 lei pe lună. Mulțumesc. Întrerupem acest program. Da, uite, Formandeu, 130.000 de kilometri. Și pe Franța, sunt mai ieftine pe Franța decât pe Germania. Ma, deci tu vrei să-mi spui mie că Fordul ăsta are butoane de aragaz la climă, nu mai zi nimic. Business. Mamă, frate, bă, ești prost. Panoramic. 130.000, chiar, uite, Mondeo mi se pare o mașină foarte bună pentru banii pe care îi dai pe ea, pe bune, și la material e foarte ok. Da, pe francezi îți dau că ele peste cap și după aia le vând. Păi vine românul, mamă, frate, mi-am luat o mașină. Bă, mi-am luat o mașină, frate, mi-am luat o mașină bombă. Și după aia eu verifici pe vreun site ăsta pe care vertical pe ceva. Ah, am înnebunit, vezi acolo, na. Și ci că Mondeo concurează cu Passat și Italia. Pe concurează. Hai să-și mă și noi ceva. Bă, vreau să fac un live cu ăsta. Uite și Qashqai, e o mașină foarte mișto. Ce bandă acolo. Era un Peugeot, dar nu mai știu ce model. Break și foarte lotat. Ai pe trebuie să o șești. Acum poți deveni șofer. Ai picat traseul și ești trist, acum poți deveni șofer începător mai simplu. Cu doar 10 lei vei fi cel mai bun șofer începător la tine din cameră. Da. Doamne ajută, Iulica, sănătate. Asta cu mașina strapă la 18 ani nu este neadevăr. Bă, frate, sunt mulți care abia iau permisul și cred că sunt regele șoselelor și nu mă refer la faptul că așa. Și nu sunt și nu au experiență și au cum o mașină de aia, nu zic că și 150 de cai sunt mulți, după părerea mea, la da, ca prima mașină. Și eu nu aș lua. Deci dacă aș avea un copil, uite ce prețuri au astea. Și au kilometri foarte puțin mașină. Și un Mondeo din ăsta nou hibrid, eu zic că totuși costă ceva. Adică și automat și viniale și tot ce vrei tu. Adică sunt niște mașini foarte rotate care arată bine. Mondeo nu e o mașină urâtă. Și bă, 82 de cai. Dacă e vorba aia să mori sau să intri într-un cap de pod, intri cu 30 de cai. Că și 30 de cai ajung la 100 la oră și la 100 de la oră dacă faci impact frontal. Ia uite, cunosc pe cineva care se ocupă pe Franța cu mașini care au fost pe taxi cu sute de mii de kilometri, le schimbă ușile. Unde au placoata? Aici n-am înțeles ce... Eu am pornit de la Dacia. Păi și eu la fel. Prima mașină pe care am condus a fost un Dacia Papuc. Uite, ce clas. Dai break, mă, frate. Bă, deci au făcut și de la Mercedes niște break-uri atât de urâte. Nu știu ce designer au avut. Le-au desenat foarte urât. Montre a avut... Ma... Montre a avut BMW 530 200 de care 18 și n-a murit. Pe n-ați, mă, frate, că mori. Dar am zis că sunt foarte mulți care se cred buricul pământului când își au permisul și nu sunt. Și te omoară nevinovat pe străzi. Uite, la mine... Unchi meu, că am făcut eu clipul ăla cu Cajaru, a parcat mașina regulamentar, într-un loc regulamentar, și a venit unul care era instructor auto, băi, instructor auto, și l-a făcut praf. S-a plecat după telefon, a luat de volan dreapta și l-a făcut praf, i-a dat frontal. Și acum, pe lângă faptul că pierzi bani, du-te pe acolo, du-te pe acolo, pierzi timp, și asigurarea nu i-a dat nici măcar cât face mașina. Cum o fi să fie așa lovit de cineva și tu să fii nevinovat și să nu ții nici banii pe care și să mai pierzi o grămadă de timp? Cum o fi, zic și eu așa. Mașina nu contează aproape deloc. Păi nu contează mașina neapărat, dar... Na, mă rog. N-are rost să facem acum aici polemici cele mai mari și cele mai mici, dar... Uite, poți să-ți cumperi și mașina nouă pentru cei care sunt curioși. Păi tocmai de-aia sunt tricuri ăstea de la... Ăstea de la Mercedes, că sunt pentru morgă și de-aia. A4B7 am avut cu 2000 de lei, un motor...
Uite, mașina nouă, cât o fi unul din asta, nu știu. Automat, Grand Scenic, bă, dar... Băi, în 7 locuri ăsta? E și motorul ăla nou de 1.3 160 de cai. Da, au făcut modelele astea sunt mai diferite, frate. Panoramic, intens, jantele îmi plac. Ce captură, mă. Chiar merită acum să-ți iei talisman. Merită și nu. Eu zic să așteptăm să treacă perioada asta întâi și vedem cum evoluează prețurile. Eu personal nu, pe nu merge pe Autowig, merge numai pe Olanda. 50 de kilometri. Da, une ai că ar fi fost culme. Cred că e totuși vreo 25.000 unul din ăsta cu panoramic cu toate astea. Un Logi sau Docker, nu știu. Bă, am eu, Austin Divin, am eu un clip pe canal cu cea mai bună navigație pentru Dacia Logan. Uite cât a scăzut KGR. De fapt nu, că e business, e varianta de bază. N-are full LED, e albă, măcar e automată, climă, navigație și cam atât. Bine, îți dai seama că orice alt producător îți face o listă foarte mare cu dotări, dar sunt dotări de standard, adică nu... Opel a dispărut din opțiunile românilor. N-a zice. Depinde de șofer mașină. De ce nu e bun B7? A, zic că nu e bun. O, pentru cei care au așteptări normale de la o mașină de genul ăsta, e foarte ok. Ia uite, manuale, space. Dacă pui space-ul ăsta lângă Turan, tot arată mai bine space-ul. Nu știu. Opel Ampera găsisem unul pe licitație, era la un preț decent, nu mai știu exact cât. Și... Ce ca să-ți vând un Passat nou. O zi sex. O seară sex în continuare, da. Panoramic, nebunii. Deci un Espace din asta, dacă îl pui lângă orice din altă gamă, din aceeași gamă de la alt producător, mi se pare cea mai ok mașină. Sau lângă Turan, na. Preț estimat pe Audi A3 GLA. Păi da, am făcut un clip cu ce probleme are talismanul și cine l-a văzut știe. Are și problemele lui. Dar ca și raport preț-calitate și dotări și așa e cea mai bună opțiune. M-am gândit și la Mondeo, m-am gândit și la Passat, când am luat ce cod motor, nici nu mai știu ce cod motor avea. AGM, AG, nu mai știu. Era ăla cu singur, nu, cu două axe cu came, parcă. 2.0 140 de cai. Deci pe Franța au prețuri decente, zic eu, mașine. Nu sunt nici așa, nici așa, nici cea mai... Motoarele pe Renault, na. Până în vară găsesc un talisman. Păi depinde, Vali, ce vrei să ai pe el. Merită Mustang 2.3. Dacă vrei să fii bombardier sărac, da, merită. Glumesc. Depinde ce vrei tu de la mașină Olanda. Ai, mamă, 800 de mașini. Oh. Uite, poftim. Mașină care a fost... Uite. Bă, asta nu o cred. Nu, asta o să mai crească la preț. E X-Time oricum. Nu. No. Bine, navigație mic. Hai că navigația mică... Un Passat, Casat, sigla de Renault vine la de la... Bă, terminată, mă, fără de-astea. Uite, frate. Navigație mică, măcar s-au gândit ăștia la BMW când au scos-o pe piață să poți să faci conversie. Deci e ok, de-aia poți să treci cu vederea. Are ceasurile alea, nu mai știu exact cum le zice, dar nu sunt alea standard pe care aveam eu. N-are piele, n-are scaune cu... N-are dotări, dar pentru prețul ăsta... Bine, Totuși e 2015 mașina. Euro 6, că îi faci o compresă la navigație, îi pui și o piele dacă e... Acum a vorbit Samsaru din mine, v-a dat seama că, na. Da, nu era. Că mai atins să pieși colo, aia e. Înregistrare întreține... Ups, ia, stai. Văd că sunt 3. 171.000 ultima intrare și 197. Uleiul s-a schimbat aici, uleiul. Bă, și aici ar mai fi trebuit să mai fie un ulei. Ce dracu, ăsta a schimbat uleiul la 114.000 și după aia l-a schimbat la 171.000. Nu mai zic nimic, am înnebunit. I-a schimbat uleiul la 60.000, iar asta distribuția varză. Mamă. Deci, 30.000 ulei, 60.000 ulei, 80.000 ulei, aici l-a schimbat bine. După aia 114.000, după aia a zis, a, nu mai trebuie mie ulei schimbat și l-a mai schimbat peste 50.000. Nu mai zic nimic. Eu zic cele cea mai frumoasă berline, dar și cea mai comună. Adică, bine, nu că ar fi un lucru rău. De, uite, deja au ajuns G30-urile la licitații. Ia. I am back. Bine că nu ești lustră. Ha, ha. Merge două drecu.
Opelul se devalorizează foarte mult. De exemplu, un Opel Zafira costă 32.000 aproape full, dar toate mașinile se devalorizează foarte mult. Nu mă uit pe Instagram acum că sunt și eu live și... bă, nu contează, mă, frate, oricât de long life ar fi uleiul, nu mergi cu el 60.000-70.000 de kilometri. Dacă ții la mașină, îl schimbi și tu totuși. La hai la 35.000-40.000 în afară. Ia. Ceasul digital e navigație, nebunii. Nu e cea mai dotată, dar nici cea mai slabă. Și pentru kilometri ăștia, ia cât a fost asta nouă, are jante slăbuțe oricum. Autowick. NZ399S. NZ 399S. 50.000, 59.000. Și nu e dotată, wow. Adică, și uite ce preț are la 70.000 de kilometri, mașină 2017. Nu mai zic nimic, am nebunit. Oricum, e la jumătate de preț. Și totuși... Nu era. Adică nu e nici cea mai slab dotată, nici cea mai... Na. G30 sau A6. Bă... Nu știu ce să zic, nu prea mă interesează niciunul din modelele alea, deci nu... Păi nu știu, Adelin, pui știu, încă vreo 30% cu toate taxele, cam așa, 30, 30 un pic. Adică la 30, la 20 de mii mai pui vreo 6, nici ceva. Să zic. Uite, seria 3 automatia. Băi, ele au mai scăzut la preț și drept, dar... Hai să vă zic alte chestii, că mulți poate să gândesc, mamă, păi cumpăr acum o mașină și le văd mai încolo. Păi știi ce se întâmplă? Nu știi ce se întâmplă, mai bine aștepți, vezi cum evoluează piața, poate asta o să le cumpăr și o să rămâi cu ele. Motorul, ia uite, de cât timp, cine și de cât timp o fi schimbatul lui. Pentru că olandezii, străini, așa, mașinile sunt îngrijite, sunt bune, dar, de exemplu, dacă ei știu că o să dea mașina, nu o să mai duc ei, frate, în reprezentanță să schimbe uleiul, să facă aia, să facă, să fie serioși, că nu... Asta este cea mai urâtă mașină făcută de BMW vreodată. Nu-mi place mie, pur și simplu, n-am... Văcat a cineva la ea. N-are așa... Mamă, de acum au făcut schimbătorul 2016. De ce n-au pus și ei designul ca la celelalte, nu știu. Nu o fi rea poate ca mașină, dar nu-mi place mie, e urât. Citroen C4 Cactus. Ia uite, mașină Euro 6. BMW-ul cu tracțiune față. Nu știu, mă, frate, ce tracțiune avea, dar e foarte urâtă ca mașină. Deci poate să aibă tracțiunea Dumnezeu. Și astea și Citroenul ăsta sunt foarte atipice, sunt foarte diferite așa ca mașini, foarte ciudate. Dar pentru... Are panoramic, cred. Ia asta să vedem dacă are vreo altă poză. Sau a făcut poză doar așa. Dar pare a fi panoramic ăsta, a? Ba nu, nu neapărat. Mă rog, sunt genul de mașini care sunt ieftine. Ce talisman e facelift să fie la vânzare când nici măcar nu s-a scos pe piață talismanul facelift? Eu urc cu spume ca... Păi la banii care e, frate, ce vrei mă? BMW unui BMW dacă nu ai tracțiune spate. BMW seria 1. Hai că ăsta mai e decent, dar seria 2... Ăla Tourer e... Dar nici ăsta nu e cine știe ce. Măcar și la navigație mare, omul. Nu știu, nu-mi plac nici ceasuri așa, nu mi se pare o atmosferă primitoare, cel puțin în astea două sunt foarte urâte. 308 ea. Passat B6 sau Audi A4? Cred că mai bine ți-e Passat. De ce? Că găsești piese mai ușor, oricum sunt la aceleași motoare. Uite, și asta e o mașină bună, cu panoramic, cu nebunii, la bani ăștia. Totuși ți-e mașină Euro 6 2016 aproape. Ce vrei un frățioare mai mult la tupă bune la bani ăștia? Chiar... Vezi de gândit, ca să zic așa. 10.000 presint. Passat 1.6 TDI. Peugeot 308. Ia că asta pare o mașină interesantă. Urâtărul la interior Peugeot. Ai. Phaeton nu prea am văzut mai frumos. Megane 4 GT decât un F10. Dar stai cu robul în față. Bă, și ce-mi pasă mie? Uite aici, stai cu leu în față. Stai cu leu în față, frate. Și ai Peugeot, na, fiecare cum poate. Măcar dacă ții B6, ias din 2010 Highline, da, hai că ții. Deci ce mi se pare cel mai ciudat lucru la mașina asta și la Peugeot în general este că merge invers turometru. Nu știu ce a făcut chestia asta și nu știu care e logica și nu știu dacă e vreun avantaj la mijloc, că probabil nu este. Dacă nu e TDI, atunci nu e Passat, exact.
Deci asta e foarte ciudat ce a făcut el la Peugeot. De ce? Nu știu și ce au avut în cap, dar... Uite, o mașină mișto mai este asta. Andrex, unde ești, mă? Vreau să arăt aici ceva adevărat. Ți-ai revenit, respiri, tot în regulă. Merită un Logan cu 103.000, 1.6 de începător. Salut, domnul Sansar, salut, omul greșeală. Vrei mașină, frate? Ia-ți, mă, Volvo. Are un băiat aici din nou. Mamă, ia și mie interiorul ăsta de Volvo. Nu poți să-mi spui că arată rău. Deci chiar nu poți să zici că arată rău interiorul ăsta. Facem și noi 200 de like-uri să dormim la noapte sau salut? Uite, Volvo chiar e mișto interiorul. Bine, în afară faptului că zici că ești în sufragerie. Dacă lui pe nu-ți cumpără nici de un țăran care face Germania românește întreaga dacă prinde 250. Nu e lux și opulență mașina asta, dar are un băiat de prin oraș și una din asta cu 190 de cai. Și nici măcar nu dă noaptea, clar. Și i-a pus și soft, are vreo 230 de cai. Uite, panoramic. Mamă, că e frumos ca modelul ăsta, pe bune, și dotări, și aia chiar e o mașină mișto. Pentru cine vede și Volvo în fața ochilor, nu doar altceva. Peugeot, Peugeot 308, Peugeot așa, Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 308, 208, A3, CNG, ăsta e un fel de gaz. Care ar fi prioritatea cea mai ieftină mașină cu volan pe dreapta? Deci nu-ți recomand nicio mașină cu volan pe dreapta. A3, bine, este modelul mai nou. Merge, uite, mașina asta pentru începător merge. 3 km per litru. Da, a fost pornit acolo, gen. CNG gaz, dar o să rămână la 911 pentru băieți. Cât ai mers și mai tare cu ce mașină? Bă, nu mai știu, vreo 240, cred. Și nu o să vă zic mașina și nici locul. Și nu cred că aș merge repetat-o, pentru că nu ne ajută drumurile. Indiferent de mașina cu care ești, nu sunt sigure drumurile ca să mergi cu viteza aia. Aia e treaba, 1-2 PureTech. Da. Ai o părere despre... Bă, nu am o părere rea despre Passat în sine. E o mașină bună, care merită cumpărată, dar... Are hibele ei și, din păcate, oamenii care o conduc sunt o anumită categorie de oameni. Da. 1.6 TDI e un motor bun. Mi se pare puțin cam mic pentru Passat B7, mai ales dacă e vreun break. Și dotat și așa, pentru că 105 cai sunt cam puține pentru mașina aia, dar acum na. Nu se discută chestiile astea, știi? Ca și economie e bună, adică gen ca motor. Uite, Skoda Superb. Deci am văzut din start care halogen. Dar nici preț n-are cine știe ce. E de Germania asta, cred. Da. Senzor, n-are încălzire în scaune, nu e foarte... Bă, ce, am crezut că e în 5 trepte. Uite că tot vorbeam de 1.6 TDI. Eu am condus motorul ăsta 1.6 pe Seat Leon din 2015. Am și clipuri cu el, apropo. Și nu e un motor rău, mișca mașina. Dar așa e, Cătălin, așa e, da. Dacă ești destul de buget și vrei mai ieftin la întreținere, îți dai seama. Da, și asta e adevărat, ce pot să zic acum. Ce părere despre Dacia 1300 modificată? SMG, e o legendă aia. Păi normal că e mai slab 1.6 de pe Passat. Bine, de pe B8 nu știu că n-am mers cu 1.6, am mers cu 2.0. 1.6-le la care am mers avea 110 cai și am 130, deci n-ai cum să le compari. Cel puțin, mă, are trapă? Nu, așa e făcută poza. Da. De fapt, motoarele nu sunt proaste, dar nu trebuie să umbli cu ele prea mult prin oraș să înfunde ghere. Da, și plus că sunt înlocuitoare ale celor de 1.9. Nemuritorul 1.9. Ce v-aș vrea să părere despre tirul meu? Drăguță de treabă. Aș vrea să fac în Logan cu 500.000 2012 sau A4. Păi mai bine Logan, pe bune. Aș vrea, având în vedere situația actuală și așa cum pusesem și pe comunitate pentru membrii plătitori, că am zis măcar atâta să aibă și ei niște avantaje. Mă gândeam, îmi venise așa o idee, ca să zic așa. Să fac un clip în care voi să-mi trimiteți mașini nevoase sau așa mai departe și să fac un clip. Bă, uite, habar n-am, Ionel Alexandru 2012, îți spunem numele, da. Are, nu știu,
Are un Logan din 2003 și l-am modificat cu nu știu care dotări, știi? Și voi să-mi trimiteți pe mail mașina voastră și o să fac un clip în care mă uit la poze și zic și povestea voastră și așa mai departe. Și astfel încât păstrăm o legătură și între mine și voi. Sau puteți să-mi faceți voi direct un tip și să-l pun eu pe canal, dar n-aș vrea să copiez pe alții, adică să zic, bă, uite, filmează-te tu și eu doar îl pun și scop banii de pe clip. Nu vreau să fac chestia asta. Da, de acasă și poze, da. Dacă vrea cineva și așa, aveți mail-ul meu acolo, trimiteți-mi și fac, adică nu, uite, de asta am vrut eu să-mi iau. Și nu e o mașină rea ca și performanțe, dar la kilometri ăștia, dacă ți-l iei hibrid, oricum bateriile au ieșit din garanție și am văzut că le cam pică bateriile astea. Am văzut și pe grupuri. Ce să caut Golf 8, mă, că abia au ieșit. Nici nu știu dacă a ieșit la vânzare Golf 8. Povestea de la Volvo că n-a rupt în două cupe. Da, ai văzut, mă, Andrex, mi-a trimis un băiat, nu știu dacă e pe live, mi-a trimis niște poze cu un, din asta, cum îi zice, doamne, un, Passat, frate, Passat Mafia Car, mi-a trimis poze cu un Volvo de-a lui 2000, nu știu cât, cu 500.000 de kilometri. Păi și pe tablă, frate, și pe toate alea, era super ok mașina. Cum funcționează site-ul, prețul afișat este prețul de cumpărare. Este prețul curent. Și peste prețul ăsta se mai pune. Am explicat, domnul Preda Cosmin, dacă vezi clipul, ești aici și mă întrebi. Am explicat, am clipuri în care am explicat cum funcționează site-ul ăsta în lung și în lat și cum se aplică și TVO și tot. Nu vreau să fac asta de fiecare dată, chiar n-are rost, de-aia am făcut clipurile alea. Jetta Diesel. Păi, tocmai ce ziceam, grupul VAG are anumite clientele și anumite persoane vor neapărat să cumpere VAG și nu pot să zic altceva decât asta. În momentul în care tu mi-ai scris mie așa ceva, pe chat mi-am dat seama de ce vrei grupul VAG și ce fel de clientele are grupul VAG. Unii. Nu toți, îți dai seama, glumesc, dar vreau și o diesel. Nu dau la contul meu, nu, aici sunt chestii confidențiale. Sunt mașinile cumpărate de licitările lui și așa mai departe. I-am urmărit pe cei care au fost în Siberia cu Duster-ul. Știam că o să reziste Duster-ul. El o tăuagă de mașină plasticoasă, dar pe motoare și pe asta rezist. Cheia mai înghețat și suspensiile și astea. Ce vrem, frate, sunt minus 50 de grade. Na. Car verticală are probleme, frate, îmi cere bani. A, și tu ai probleme, mă, Andrex, bă, să-mi trag una, frate. Uite, se pare ok mașina asta la bani ăștia. Cu panoramic, cu încălzire în scaune, cu o climă, cu... Ce vrei, mă, frate, 2015? Pe bune. Pe bune, n-am mai zic. Când, pe lasă-mă că glumesc, nu zic, dar mă duceam în târg, când am făcut clipurile alea în târg, că am făcut și playlist acum, uite, dacă intrați la mine pe canal, o să vedeți că aici avem, am făcut din astea, cum le zice, playlist-uri, știi? Clipuri cu Dacia Logan, clipuri cu BMW, clipuri cu Passat CC, colaborări, clipuri cu Renault Talisman, târguri auto din România, verificări pe auto, nu știu ce. Și am pus acolo, când mă duceam în târg, frate, și vedeam așa, Volkswagen Passat, nu, Passat, uite așa scria, diesel 2.0 motorină, consum redus. Înnebuneam. Am înnebunit când am văzut asta la unul în descrierea anunț, am ieșit. Sau când vedeam, deci asta este cireașa de pe tot, cine stă pe live-urile mele știe. Vând Renault Megane 3 Bose Edition pentru cunoscători consum redus de carburant. Deci tu când ai muzica tare și ai subwoofer în portbagaj, îți consumă și mai puțin mașina. Nu mai zic nimic, am înnebunit. Și ocazie, da. Salut, domnul Miriam Baby, nu mai știu exact cum te cheamă în realitate, dar, na. Și cu V, cu... cu da, sau mai sunt tăia de scriu. Stai. Vind, uite așa, vind, Passat, diesel, ocazie, 3.000 euro, urgent, că îmi fată vaca. Deci când îi văd pe ăștia, am înnebunit. Când îi văd pe ăștia, nebunești. Uite, intră pe OLX ca să ziceți că sunt Iohani Capat. Da, mă, tu mi-ai zis, Andrei, să fac. De ce nu caut Passat CC Break? Deci, tu mi-ai zis să fac, uite, vede. Passat, ocazie. N-ai, frate, asta cere lumea, uite. Passat, ocazie, uite. Volkswagen Passat, ocazie, nu știu ce. Ia uite, na, am înnebunit. L-am văzut pe asta cu farurile astea mătuite. Ocazie, cum să nu cumpere așa ceva?
Bine, ele că mașini sunt bune, dacă nu vrea. Relații la, mă rog. Stare perfectă, funcționare, cât tehnic și cât așa. Arată foarte bine, matricula ro, geamuri electrice toate 4, ABS, aer, baguri, deci îți bagă aer, în cazul în care nu știați. Încredere centralizată, folie omologată, computer de bord, așa. La anunțul ăsta ne-am lămurit. Sună și... nu îl sun la ora asta că e târziu, frate. Eu nu vreau să... Nu râde nimeni. Na. Cotieră, față, spate, pachet, crom, lumini ambientale, alarmă, închidere centralizată, mașina pornește perfect. Și are și aici. Pusese un băiat la un story și zice... Când puneți și voi story-uri și când faceți din alea cu... Lasă, frate, cuvintele în comentarii că le așezăm noi. Când puneți story-uri de la volan că ascultați Gucci, Gucci, Balenciaga, nu știu ce, măcar stingeți și voi martorii din bord. Ăștia să șterg cu testerul și ăștia să stinge la benzinărie. Mulțumesc. Uite, hai să căutăm BMW ocazie. 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 Deci cu capa, că dacă nu găsim, uite. Ocazie. BMW seria 1, nu știu ce. În pachet Xenon Angel S. Deci când vezi ocazie, frate, schimb variante BMW 118. Treaptă, bară, genți, praguri, volan schimbător, scaune suporte în pachet de fabrică, adus acum 3 săptămâni în Germania, rar efectuat în august. Păi cum adică i-a dus acum 3 săptămâni în Germania și rar efectuat în august? Bă, amice, te încurci în... Ai făcut rarul acum jumătate de an și ai adus acum 3 luni din... Numărul magic, bineînțeles. Motor impecabil, mașina ținută în garaj, arată ca nouă după cum se vede. Ok. Nu mai zic nimic, am nebunit. Golf 5 diesel, ocazie. Nu, lasă-mă să-i dea awachi. Și Duster are motor de Renault, da. Ia, am mai adus o dată. Cel mai fiabil, când îmi avut și pe ăștia la fel, cel mai fiabil și economic motor. Bă, frate, nu-l interesa, pe mine cel puțin, nu m-ar interesa când spui tu mie că are cel mai fiabil și economic motor și nu știu, da, consum 500 pe probă. Păi dacă eu mă duc acum și umăr mașina, o să aibă consum de 12. Hai, ghiși ce, uite, n-are consum de 5 și nu mai cumpăr. Jante, așa, cauciucul merge fără defecte ascunse, fără martori aprinși, nu scoate fum. Am înnebunit. Ocazie X6, vă arăt, nici nu dau click. Joystick, ocazie, nu știu ce. Tu așa lua din Popescu, nu știu dacă a pus el, n-a pus el. DS Auto. Ah, dar pozele astea s-au făcut la el acolo, la sediu. Ce naiba, mă? Mai multe detalii la telefon sau Andy Popescu. Ce titlu, ce că BMW M6 Cabrio, an 2007, ocazie. Ce dracu, mă? 655, când e pus anunțul ăsta, mă? 12 martie. Ia, mă, are anunțuri. Aaa, bă, stai așa că e pe bune. Astea-s poze făcute la el în parcare acolo, zice, mașina de la Amanece, are el. Da... Passat. Uite mașină, cu aia ăsta e contului de OLX pe bune. 45.000. Da, asta e în curtea lui acolo. Da, ce cum i-a pus de bunci cu ocazie. Ia, stai că-s curios aici ce descriere a pus. Ia. Chevrolet, așa, nu știu, head-up display, nu știu ce. A, sunt descrieri simple, nu... M Cabrio. Ăsta l-am văzut, l-aveam în curte când am filmat eu cu Tesla cu el. Nu sunt interesat de variante. Programul luni vineri. Astea sunt mașini pe care oamenii care au venit la el, la... N-au mai avut bani să le achite, știi? Ia, stai cam așa, o curiozitate. Vreau să văd ceva, o secundă, că vreau să văd dacă e numărul lui personal sau nu, dar nu cred că e. Ok, stați un pic. L-am găsit, nu e alt număr. Pasă la brecul halogen, luxul românilor, hai că lux. Ia uite, ocazie. Bă, ești nebun, frate. Ia, Passat 2000 TDI. Așa, scaune încălzite, nu sunt interesare variante, program luni vineri. Da, aici este, pe uite aici, astea ale lui cu filtrul particule, cu curățare și așa mai departe. Păi nu e numărul personal ăsta din băi. Seria 1, ocazie urgent. Ia.
Ce făceam de cu atâția bani? Nu știu, că și-o aș lăsa atâția bani încât să nu știu ce să fac cu ei. Ocazie, frate, urgent. Când văd mașina asta, mă gândesc la un prieten bun de pe YouTube. Asta e un prieten care nu are loc de mine, că m-a ridicat prea sus. Salut, Alex Ion. E nere de pe telefonul cu butoane. Uite aici, Mafia Car, frate, interior roșu, cum vrea românul. Bihor. Uite, mă, Cătălin Vaidea, de la tine, băiatul ăsta. Interior roșu, extensii, nebunii. Ocazie, da? De vânzare, trei Twin Turbo, pachet sport, Euro 5 activat, nu scoat, Euro 5 activat. Eu am Euro 6 dezactivat, dar o să mi se activeze și mie, cred, în câteva zile. Nu scoate niciun fel de fum, cu toate actele la zi, în stare impecabilă. Jante 19 cu anvelope de vară puțin uzate, pe care am plătit 1000 de euro. Oferă un aspect foarte... Am înnebunit, numai gata ies. Deci când vine omul și spune că oferă un aspect foarte frumos mașinii și nu mai știe, înnebunesc. Ocazie, ocazie. Passat, ocazie, uite. Ia. Deci Golf, mamă, ce trecu are prețul ăsta Golf ăsta 7, mă. Toate sunt impecabile. Ia. Yeah. 6200 de euro. Bine, e și cheia la mașina, dar... Mamă, butoane de aragaz, nimic, nimic, dotăr, nimic, zero. 211.000. Păi, ce vrei, un frate, la bani ăștia? Da. Tiguan. Ocazie, da? Asta e cuvântul cheie. A plătit euro 5 de aia, s-a activat. Bă, ăsta regresie în curte, ești nebun. Aolo. Highline 2000. Bă, dacă poate vreun moderator să-mi dea și mie din când în când un Instagram acolo, n-ar fi rău. Park Assist 4 butoane. Mă, frate, butoanele sunt numai la BMW. Înțelegi? Am 178.000 de kilometri. Mhm. Poroat. Nu, glumesc, dar... Asta e numărul magic de obicei. Ce mai pun ăștia, mă? Vând urgent. Vând urgent. Vine aici, cred că găsește și cai. Vând urgent mașină. Dar nu spamați, mă. Puneți din când în când, așa, nu. Vând Citroen, nu știu. Vând urgent mașină de spălat. Hai că... Vând mașină urgent. Uite. Dar nu. Vând urgent mașină pentru cunoscători. E? Așa, da. Deci ce sunt activ pentru mod? Bă, da. Aveți burtică pe live, că se pachetează de alemanul lui. Asta e. Pentru cunoscători, da? Seat Leon. Cu praguri super, super. Cotlet. Dacă vreți să vorbiți cu domnul Cotlet, este din Arbore. Sunt Cotlet și stau în Arbore. Nu mai zic nimic. Urgent mașină pentru programul Rabla. Bă, pun și o Supernova pentru Rabla. Trebuie făcut ITP-ul aia. Mașină nu. Nu merge nici așa. Cotlet. Am înnebunit direct. Vând vaca. Vâz. Uite, o cumpăr cal și îl bag în casă. Ce părere aveți? Aolo, doamne. Vând mânză de 6 luni. Accept variante și schimb cu cai, vaci, viței, porci. La nevoie oferi transport. Nu mai zic nimic. Vând vaci. Ia să vedem. Aolo. Vând 10 vaci de lapte bălțată românească. Ia, mă. Ieta, mă. Hai, mă, că sunt fotogenice, frate. Sunt fotogenice, nu... Vând lapte și brânză de capră, carne de ied, lapte și brânză de vacă. Ieta, mă, ce romantic. Hai că nici nu pot lua tărupaneta asta dacă e aici. Ia, bă, nu ridica coada. Mai ușor, mă, frate, vă, că ai trecut pe biodiesel, da? Ia, uite, mă, ia, uite, mă. Uite, mă, toți ăia care vin și spun că e mai bun Passatul ca orice mașină după lumea asta. Ieta, mă. Toți haterii talismanului, uite. Bă, samsarul de vaci. Vițel belgian, aolo, ăsta i-a dus după licitații, cred că. Ieta, mă, ce face, mă, băiatul? Puțin că am speriat. Așa, stați-mă un pic, frate, că sunt aici, vând trei tăurași. Aici sunt eu, 99 și cine, și nu știu, și încă cineva. Prietenii mei și merită toți banii, uite. Eu sunt ăsta, că sunt mai nervos așa un pic. Știu că era o ocazie, era un site. Verifică, da, un hai să verificăm vaca aia pe care vertical, dar să-i cer serie de șasiu. 2, 8, hai să-i dăm un mesaj. Unde e, mă, frate, trimite mesaj.
Salut, dai seria de șasiu pentru verificare. Haide! Bă, s-a blocat? Mă rog, i-am dat trimitere. Vând vacă de 6 ani, vând vițea bălțată. Ia uzi, mă, frate. Ci că am video cu tine pe canal foarte amuzant. Vând pasa break full, dar fără piele, da, e i-a făcut niște poze de... Bine. Hai să căutăm altceva. Salut, Alin, pe YouTube. Ce părere aveți despre sub? Bă, sunt mișto. Ce-am pus... Doar ce-am pus eu BMW-ul la vânzare. Ia dă-mă, frate, vedem ce serie. Ce BMW ai pus tu la vânzare? Hai să căutăm așa. BMW. Urgent. Ia. Jante BMW. Vând urgent BMW. Cluj-Napoca. Ia. Dă-i un mesaj lui Rus și zic că o cauți pe măsa. Bă, n-ar fi frumos. Râs tu, dar râs vișacan, sunt pe au, venim cu calul peste tine. Vom vaca, mănâncă puțin întreținut-o de o bătrânică. Da. Urgent. N-are xenon. Măcar are interior crem ca să se simtă românul bine. 2005. Hai că o dai. Având deoarece am achiziționat alte mașini, nu are nicio problemă. Te pești dacă ai acționat, am nebunit. Salutări de la Oradea. Salut, Raul Varga. Da, nu mai zic nimic. Dacă ți-a luat altă mașină, să ia cu vizul gen pe asta. Ți-am că nu ți-ai permis-o pe aia pe care ți-ai cumpărat-o, nu? Bă, e logic, frate? E logic sau nu e logic? Pă bune. Cei cu săraci oameni, lasă și să-ți vândă cai voce. Păi lasă-mă, frate, lasă eu să... România, da. Eu le dau feșurile astea, când îi văd pe ăștia cu proiectoare și nu e ceața afară, le dau, îi urbesc. Ia, mă, n-a de aici. Mai ales că la mine Ștefa Ursu nu bagi lumea în seamă. Salut, mă, frate, nu știu cine e, dar caută BMW. Și asta e Mafia Car. Uite, fii atent. Ia. Vreau să vă trage grav. Ia, găsesc așa. Măi, zi nimic cu aia. Mamă, doamne. Aoleu, dau și o să caut un BMW, o să scrie acolo că trage grav și el e atunci îmi caut. Nu mai zic nimic. Bă, stai așa și dacă îi dau în descriere, cum îi dai caută și în descriere, că nu mă știu, erau din aia. Caută și în descriere, gata, frate. Uite, pistol, trage grav. Se vede că face piept de scridică, da. Nu mă purcele, nu vreau acum, dacă vrei după aia stai și ne jucăm. Greutate. Și unde scrie trage grav? Ia, trage. Tragerea la țintă. Trage cu armă de foc. Hai că da. Ia uite. Mini Cooper S. Ia, fii atent aici. Am înnebunit. Full option, tapiserie, piele, am fabricație, stare pe vechi. Păi și unde scrie, mă, că trage grav, frate? Mi-e dat schem. Sprinter, ia. 2.4 schimb, Audi A4. Mafia Car. Așa. Vând schimb, 1200 de euro. 2.4i, schimbare, gen, distribuție și amortizoare. Nu bate, nu troncă, ne mașina urează foarte bine. Trage grav! Nu dă fum, a vrut să scrie, accept variante evaluate corect. Ok. Mercedes și elegant. Asta e mișto, din asta a avut unchiul meu când eram eu mic. Bă, și mi-a plăcut o mașina asta. Gen, foarte mișto, dar el a vândut-o că se învechise. Dacă așa mașină e foarte mișto. Benzină, cabrio, așa, 4 geamuri electrice, 2-3 benzină, 190 de cai. Atenție! Mașină personală de 2 ani cu toate schimburile la timp. Ok. Perfect funcțională, nicio bătaie absolut. Mamă! Mamă! Nu mai zic nimic! Mamă, sau pentru pretențioși, dacă cauți... Nu mai zic nimic, clar. Nu pot, mă, Andrei Sebastian, acum. Caută o Honda CBR. De unde atâta, frate? Vând caza anumită proprietară adusă de la o bătrână din Germania. Descria și la Mini Cooper, n-am văzut. Dacă și la meciul de Sprinter scrie că trage grav, deja... Ia. Ia. Mașina arată la fel ca în poză, trage grav, schimbă bine. Are 3 km. E din Italia. Automată, mă, sau ce că schimbă bine. 363.000. Oricum, pentru un Sprinter sunt foarte puțini kilometri ăștia. Pentru cine știe, cunoaște. Volkswagen Bora unicat. Hai că dacă e... Unui proprietar.
Dacă am ognisca pe Solenza așa, electric, n-am înțeles nimic de ce ai zis acolo. Trage de rup, ia să vedem. Trage grav, ia uite. Pornește la sfârșit și la acest la cal. Nu are rugină, nu are pierderile motor impecabil. Să vezi acum câte mașini apar la mânzare din Italia aduse în România de la bătrâni. E unica că n-are... Hai că dacă e... Hai să căutăm. Trage de rupe. Ia. Kit reparație, mașină, ia. Asta e Logan, cere că e noi. Mașină. Arată și funcționează foarte bine, este modelul facelift 150 de cai trage de rupe. Nu mai zic nimic. Și ce... Mamă. Ma, s-a terminat tot, măcar e pe stânga. 150 de cai, îți dai seama că trage de rupe. Vând cal armăsar mare, este foarte gras. Aștept ofertă, e și un online băiatul. Vând cal armăsar este gras, în vârstă de 5 ani merge la căruță, trage de rupe. 28 de milioane. Ia și tu, ia și mie asta, mai bine mi-e un Cielo. Nu mă, nu intru pe Instagram acum, lasă-mă, că nu sunt eu o bătânică. Uite Cielo, ia. Dacă la Cielo scrie trage de rupe, Cielo 20 de lim. Ce? Schimb să ofer diferență, mașina merge bine, motorul trage de rupe. Mașina nu este pentru pretențioași. Să-și faci târâ bă cu ea, masă, gurare valabil, oferă senzori de parcare, filtru sport pe ea, mai multe. De asta a vrut să-și cumpere frate, mi-a capru mașina. Hai să caut condusă de o bătrânică. Ia. Ia, stai că sunt curios. Dă un săr la cel mai bun motor. A, dacă dau la cel mai bun motor, deja toți. Proprietar, a, full, care nu este full fără piele și nici condusă de o bătrânică. Bă, foarte bine, uite. Omul e gen, știi, e transparent. Se va desfința atelierul de devirusare auto, ce? Așa, ireproșabil, toată nu necesită așa. Nu este mașină condusă de bătrânică din Germania. Murise când a luat mașina. Da, nu știu câți au pus asta cu... Mamă, uite Honda Civic, ai Dreamer, uite-mă, ți-am găsit iubirea. Ia. Full options fără navigație. Nu i-am văzut rostul pe România. Achiziționată de nou de la Porsche România, un singur proprietar. 52.000. Facturi de serviciu la reprezentanță, așa. Nu o vând, stai, uite aici. Nu confundați cu mașina abia adusă în străinătate de 200.000 pe o singură roată și condusă de o bătrânică. Bă, dacă omul a luat-o de nou, îți dai seama că trage și el de preț. Că, na, el și-a configurat-o cum a vrut-o nouă, nu? Honda Civic 1.6 diesel, impecabilă. Pentru orice așa, așa, sunt al doilea proprietar. Nu a fost condusă de o bătrânică până la pâine, dar este o mașină foarte îngrijită, 2014. Aș vrea anul ăsta, când eu permis să încep cu un M6, ți se pare prea... Nu, frate, e belea. Salut, Kenton. Am văzut, mă, mai adică am înțeles că la Mini Cooper-ul ăla scrie acolo că trece grav. Ford Focus Titanium, ia, Brăila. Citește, caută full, full. Nu, așa vreau să caut. Extra full, extra full. Full cu un singur L. Uite. Aoleu, doamne, doamne. Full option. Cu un singur L, așa trebuie. Hai să trecem peste asta. Hai să vedem ce găsim noi extra full. Full option smart for full, ia. Pus de o samsar, avea text din ăla de full nesamsărit. Cel mai bun motor, dacă caut cel mai bun motor, că vine foarte multă lume și zice, doamne, cel mai, uite, fii atent, cel mai bun motor. Și o să vină fiecare și în anunțul lui o să-și, uite, Polo Cross, da? Cel mai bun motor, iată. Mașina este adusă în Germania, are motor, geamuri electrice, este într-un stadiu funcționează impecabil, dar așa, carte service. Pentru mai multe detalii, nu mă interesează, băgătorii înseamnă să se abțină, așa, dar nu scrie nimic de... Păi și de ce? Schimb cu E36. TVA-ul deductibil, nu știu ce ea scrie și pe aici, se scrie, frate, cel mai bun motor, dacă tot. Ford Mondeo, se emite factura așa, primul proprietar. Bă, motor. Capacitate motor, filtrul e motor. Păi nu, ei nu scrie pe nicăieri că e cel mai bun motor, nu merge. Mega full, mega full.
Ia uite, Ford Focus. Mamă, mega full. Aoleu. Te rog să-mi spui dacă pula o mașină pe adresa în condiții în care deține o societate de taximetrie. Nu. Mai ales când e plătitoare de TVA. Ok, hai să lăsăm pozile deoparte. Cea mai dotată variantă. Cutie de viteză, așa, oglinzi. Deci când văd chestiile astea și văd că încearcă să explică ca la... Bă, ok, încerc să explici omului care vrea să-ți vadă mașina, bă, are dotările astea. Și dar mi se pare așa că îl forțezi, îl faci prost în față să explici fiecare chestie. Uite, pilotul automat tempomat. Indicator, schimbarea treaptă viteză, condus economic. De ce trebuie să-i pui chestiile astea în anunț? Nu știu. Mașina mega dotată și foarte bine întreținută. Mașina a fost cumpărată persoană fizică la persoană fizică, singurul proprietar de 985 km, se poate verifica în rețeaua electronică fără băsărea de șasiu. Păi și mega full unde? Da, nu. Audi A8 ABT, hai că da. Am o glinț care nu se legge pe face electrice, da, de ce nu? Ia. Yeah. Ce descriere are ea, mă? Audi A8 ABT. Ia. Yeah. Model mega full auto deosebit. Ia să vedem. Bă, ea ca mașină nu era. Motor 4000 diesel 4SK stage 2 Revo, am fabricat de 11 euro 5. Vine așa. Dacă e să cauți și cu stare impecabile, e clar că găsesc toate. Dotări, farul, Matrix, interior, design, selection, interior coniac impecabil, scaune încălzite, ventilate, masaj, banchetă încălzită. În mașină s-a investit, da? S-a investit, mare atenție. Tuning, 6.000, vopsit, 3.000 jumate. Având în rechei canate, nu prea poți să cumperi mașini, da? Evacuări, jante, nu știu ce, gume de iarnă 1.000 de euro, jante omologate rar. În mașină sau aici nu s-a mai investit, doar că aici sunt sub 500, aici sunt așa, mă rog. S-au investit mulți bani, pasiune. Pasiune este un adevărat bolid. Ok. Mașina este ceva piesă, nu vezi nimic, un Audi A8 tunat și mega full. Corect. Actele mașini, că poate are mai multe, nu sunt mașini. Am și o baracă de mașină, foarte bine, frate. Carte modelul nou. Deci ai pune asta la dotări. Un talon înstrăinat. O altă rotare foarte bună. Asigurare care îți expiră. Cu metre că în 15 minute deja este ianuarie. Ăsta este. Hai că am vorbit. Foarte bine Nectaul. O să fie aprilie deja. Fiscal pe loc. Bla bla bla. Telefon sau WhatsApp. Mașina e top. Adică n-ai ce să reproșezi. Da. Na. Hai să căutăm. Full. Fără piele. Deci aici cred că o să găsești, uite, garanție. Piele n-a... Mamă. Deci când vezi descrierile astea, frate, extra full. Ia. Ia. Ioana este online în Botoșani. Ok, full LED, panoramic, piele, ceasuri digitale. Nu cred că e extra full, dar e dotată mașina, chiar nu era. Încălzire în scaune, nebunii, cruise control adaptiv, 198.000. Da. Hai să lăsăm asta deoparte, să ne uităm și noi, luăm aici. Hai să vedem la popularitate, cele mai populare mașini aici. Caută Canon, Mercedes Cobra. Oh, bună, o Cobra din aia, chiar că... Audi A6, 120.000, Audi A4, 6.100. Audi A5, Audi A6, uite modelul nou, 2017. Audi A5, Audi RS5. Hai să ne uităm și noi la ceva așa mai realistic, dacă e ceva. 22.000. Mamă, deci minimul e 22 și la cât se așteaptă ei de 30.000. Mamă. Mamă, ce-i dă de ăsta în gură, ești nebun? Nu mă mai interesează Night Owl, nu mai bag, adică nu. N-are rost. Da. Că astea sunt cele mai... Uite, 2012. Astea sunt cele mai populare. Rupe, dar... Vreau să mă uit la un CC. Nu știu de voi, dar vreau să mă uit la un CC, că... Că mi-e dor. Bună de bombardiere ambalat la semafor. Clar. Păi, altfel te vede lumea, frate, când te duci la semafor acolo și ambalezi. Trebuie să mă gândesc la un clip pentru mâine, că vreau să postez și alta să mă gândesc. Să mă gândesc. Ia uite. Highline 2007.
Chase Life. Păi am setat ca să fie delay-ul cât mai mic, că m-am gândit și eu la prietenii mei, tovarășii mei care stau pe live să fie ok. Chiar voiam să văd un CC. Ia, păi nu citesc eu, frate, nu un 8SI. Hai să-i dăm de la cel mai mic preț. 4900, ia și mie CC-ul ăsta, un 8SI, că consum mai mult ulei decât benzină. Bine, e chel, n-are xenon, ia să vedem interiorul. Tărărărărăm, ia motorul. Ok. Interiorul, faci noi 200 de like-uri, mulțumesc. Bă, interiorul ăsta e cam greu de întreținut, dar salut domnul Dadu. E cam greu de întreținut, dar e frumos, adică îmi place. Are cum mers pe volan, are navigație, are climă măcar, are senzor presiune pneuri, senzor de parcare și SP. Îi lipsește asta, suspensia adaptivă, perdeluța și autohold-ul. Păi nu știu eu. Are un backcars. Bine, sincer să fiu, pentru banii ăștia, nu știu dacă ai putea să-ți iei altceva. Măcar are și niște facturi acolo. 5300, ăsta e diesel, tot așa e cam slab dotat, dar e. Salut Tony VP, viață periculoasă, tot în casă. Văd că este Euro 7 acolo pe Auto 1. Nu îți dă nimic la Euro 7, sigur. Nici nu cred că o să mai apare Euro 7. Da, ia, că-s curios. Că din câte am înțeles, Euro 6 o să fie ultimul și după o să fie numai electrice sau hibrid. Și hibridul o să intre tot la... La Euro 7 nu e niciunul. Era și culmea. Și dacă îi dai la niciunul, gen, ia, aici cele cu mașină, băgau, ce, na, nu știu ce ți le-a băgat pe astea în categoria asta, sincer. Am eu boss Euro full pasat, pastă, ce? Zici că merge motorul în doi timpi. Aia zici că merge în doi timp. Ce ai, mă, frate? M-a menționat cineva într-un comentariu. Păi de ce așa, mă, frate? Ce? Mamă, stai așa un pic. Mă, tu ești Lego, băiatul ăla de pe Metin cu care am mai jucat eu numai și pe ce server. Dacă ești tu și ai apărut pe aici printre noi, îți mulțumesc foarte frumos pentru donație. Nu, n-am mai auzit de tine, n-am mai vorbit, dar dacă ești tu, Doamne ajut, ce să zic, mulțumesc. Salut Mihuț. Da, orice fraier are bani să bage benzină în mașină, dar puțin o să facă schimb de ulei pe săptămână, corect? Ia mă să vedem. Vedem ce, ia. Deci ăsta e motorul cu care am trăit, frate. Mă trezeam dimineața, ia. Mamă, sunt spanioli ăștia, sunt spurcați rău când turează mașina, e nasol. Ia. Bă, Lego, nu mai țin minte exact. Știu că aveai o poză cu tine, un selfie la avatar, dacă mi-am luat bine aminte. Și parcă ți-am făcut promovare sau vorbeam de servere, nu mai țin minte. Dacă ești băiatul ăla, te știu. Dacă stai în mașină, te trezeai dimineața în CC. A, deci tu ești băiatul ăla, te știu, gata. Ce naiba a avut asta pe scaune aici, mă? Măcar are... Bă, ia ca și mașină. Mie CC-ul mi-a plăcut foarte mult, plus că a fost un upgrade foarte mare de la Logan la CC, asta e clar. Dar... Are și ea multe lipsuri, dar ca și configurație, ca și design, ca și asta, e o mașină ok. Gândiți-vă că a apărut în 2008. Adică, na. Da, e, acum am setat să fie cât mai mic delay-ul, pentru că mi se pare foarte ok ca voi să ziceți ceva și să, știi? Doar că navigația cred că e pus aftermarket. Deci ca și design, ca și ținută drum și asta, ce e o mașină mișto. A încălcat în CC. Ce? A dat cu CC pe scaune. Hai că bine, ăsta nu e, ăsta se schimbă. Cred că s-a enervat când a avut o mașină, bag pâr în ea oricum, o vând, îi dau un pumn aici să știe că e vândută de mine. A bine la bani ăștia, frate. Uite, hai să vă fac un calcul. Că mașina nu era, n-are încălzire în scaune sau asta, dar chiar nu era. Și fii atent. Mai punem transportul, să zicem 500, mai sunt vreo 4, hai zic 500 taxele. O aduci în 8.000, 7.000, ce trecu vrei la banii ăștia? Bine, nu prea face bani, dacă stau să mă gândesc. Buy now la 5.700, ia! Celesul săracilor.
Bă, nu știu ce să zic. Acum că ai pus delay să fie mai mai, mie cel puțin mi se oprește live-ul din când în când. Bă, nu, 2-0 icoana românului, da, ia. Bă, dar la CC-ul meu parcă nu s-auzea zumzeitul ăla, când îi dai genoturesc și la final s-aude zumzeitul ăla când eliberezi pedala, parcă la mine nu s-auzea. Dar aici, bă, că la majoritatea s-aude. Și nu știu de ce. Dar asta măcar are cum pe volan, are navigație, are climă, n-are piele, nu e foarte, foarte rotată, dar măcar știi că sunt ăștia kilometrii, măcar știi că e Euro 5, măcar știi că, n-am știu, ai anumite avantaje. Da, eu vreau Audi, frate, ce fac, îmi cumpăr CC? Ce o să zică vecinii mei dacă îmi cumpăr CC din ăsta? Nu, frate, eu îmi iau ceva adevărat. Da. Bă, chiar vreau să caut unul dotat bine, ia. Ăsta presimt eu că e dotat bine, îl simt așa, îl simt eu că e dotată bine mașina. Ia. Te dau de 19 să adaugă dacă îndeai pe mașina sau cu tot transport. Se adaugă la tot, din ce știu. Ia să vedem. Uite, și la asta mi se pare că se aude. Nu e vorba că am bătrânit, e vorba că mi se pare ciudat că se aude zumzeitul ăla la final. Și uite, încălzire, scaun automat, navigație, mahonul ăsta mi-aș plăcut să-l am și la CC. Nu are scaunul mâncat aici, cât are, 177.000. Problema este alta. Gândiți-vă că sunt persoane care cumpără mașini și le vând cu kilometri reali, adică 177.000 de kilometri. Și vine unul și zice, domne, nu că n-are kilometri reali, care are kilometri reali înapoi. Și tu poți să-i arăți factura. Da, la tine o să auzi că n-aveai DPF. Bine, mă, scuză-mă pe mine. Din cauza DPF-ului, of, hai mă, nu mai râdeți de mine, gata. Tatăl meu a avut un accident cu mașina și a reparat-o prin asigurare. Da, se găsește pe car vertical incidentul respectiv dacă a fost făcută pe asigurare. Uite, asta e rotat, are suspensie adaptivă, e bună mașina. Ce are mai prins aici? N-are lechei de parabriz, senzor, presiune, pneuri și un back ars. Nu e rea mașina. Are din audio, n-are. Dar și asta standard, se auzea ok. Are o oglindă spartă, un punct de rugină. Dar măcar știi că e mașina exact cum e în afară. Pe mine asta m-ar bucura, sincer. Și că nu bag, îi trebuie probabil freon. Sau poate este dus compresorul, atunci e mai grav un pic. Când ai avut Seat 1.6 se auzea un sunet la rece? Nu. Mi s-a părut un motor ok. Silențios, așa, adică nu era diesel la tractoraș. Blue Motion 2011. Ia mă să vedem. Vreau să găsesc unul, frate, dotat bine. Dar ține să testăm care verticalul dacă dă o serie de citații. Nu am verificări acum. Luți ne învață să facem bani. Am făcut un live. Ia stați mă un pic să vedem că trebuie să se... Am făcut un live acum ceva timp și am mai vorbit despre afacerea asta. Din păcate n-au fost foarte multă lume interesată. Eu m-am apucat să fac în iarna trecută Laiconet. Nu știu câți dintre voi știți cu ce se mănâncă. Am băgat ceva bănuți. Dar dacă sunt persoane interesate și vor mai multe detalii, le pot da niște clipuri. Eu acum am niște unități băgate pe Moldova și dacă mi se maturizează, să vă arăt ca idee, eu am băgat 50 de euro și dacă am puțin noroc și mi se mai maturizează în 3 ore încă 4 bucăți, iau și o 19 milioane ca fiecare, știi cum se zice, na. Nu stau acum să vă explic foarte în detaliu, dar... Deci cel mai mic preț la cel mai mare. Pe păi am dat de la cel mai mic la cel mai mare. Ia să vedem că asta văd că are un preț mai măricel. Are și mai puțin kilometri. Ia. Uite, la asta nu s-a auzit. Nu s-a auzit zumzeitul ăla la final. Se merită pe Volkswagen un 8 FSI? Nu. Nu, băi, merge la Opel Căldura că vreau să-i fac o test de găini. Da. Uite, la asta nu s-a auzit zumzeitul ăla. Cum se vola? Navigație manual. Asta e cu toate rotările pe ea. Gen la butoane acolo. De la cel mai mare la cea asta, de la cel mai mare la cel mai mic, cel mai scump, CC și cel mai... Da, are sens. Ia stai. Tărărărăr, am văzut că se iau foarte multe mașini de aici și e normal pentru că sunt, da, ok oarecum. Bă, Mitsubishi Lancer, văzusem unul aici cu 600.000 de kilometri, fost taxi. Dacă vă vine să credeți, există un Mitsubishi Lancer în... Mamă, dau pe prețuri. Dar bine, are kilometri puțin mașina. Era un Mitsubishi Lancer din 2010 diesel cu 600.000. Ai avut și DPF și de GR8, nu doar DPF-ul, e GR8 l-am lăsat la locul lui și DPF-ul l-am scos pentru că era cenușă. Nu că am vrut eu să-l scos și nu recomand să faceți DPF-ul. Am făcut o glumă cu teze și mi-a zis că sunt om înstărit. Renault Megane 315, deci e o mașină bună, eu o recomand. Acelera. Vale. Otra.
Bă, motorul se aude rotund, are zoom zăitul ăla la final și nu înțeleg de ce. Deci chiar nu înțeleg care e ideea. Bine, are și kilometri puține asta, dar 2011. Da, mă rog, intră cu DSG2, cum zic băieții, de fapt e aceeași cutie. Nu e slab de toată mașina, se vede care e kilometri puțin, dar și prețul pe măsură, adică nu știu cine mi-ar da mie 13.000 pe mașina asta să-i o aduc. Poate să vrei neapărat mașina asta cu kilometri puțin și așa, că altfel nu-mi explic de ce ai dat atâția bani pe ea. E de la DPF, asta e încă în rodaj. Hai mă, mă lași, frate. A, păi deja am ajuns la asta. Ia și dacă îi dau de la kilometri descrescător, 237.000 e cel mai cel. 211.000, 203.000, dar nu am așa mulți kilometri. Ia, asta cred că nu l-am văzut, ia. Da, dacă ar fi să vinzi Loganul, nu mă îndur de el. Pe bune, oricum nu mai facem mulți bani, deci 203.000. Uite, nici la asta nu se... Nu știu care e treaba cu zoom zăitul ăla. Ori e normal, ori nu e normal, ori nu știu. Mă ia capul. E automat, încălzire în scaune, climă, navigație, comenzi pe volan, 203.000. Istoric, Germania, mașina, 2010, Euro 5 cel mai probabil. Nu, hai să scot. De fapt, noi suntem să vedem cei mai mulți kilometri la Volkswagen. 498.000. Ia și mie T4. Ia și mie, mă. Uite mai aici mașina adevărată, frate. Dacă fac asigurare RCA online, actele îmi vin prin poștă, carte vede tot. Băi, Raget, dacă vrei să faci RCA online, ai un link în descriere prin care poți să-ți faci prin mine pe Reader și mi se pare că ți le dă pe mail. Dacă nu, oricum ți le livrează, deci nu e o problemă aia. E normal ce dacă nu... Da, nu știu. Uite aici, frate, mașina adevărată. De Italia. Ia să vedem. Ia, deci 400.000 de kilometri și nu e ale H-ul, este la 201 cai. Ia uite. Vedeți că motorul ăsta e nemuritor. Adică motorul ăsta chiar sună bine și are 478.000. Pe Euro 3. Are ce cu aprins, dar alte probleme n-are. Deci vedeți că mașina asta are 500.000 de kilometri și se aude bine motorul. N-are climă, n-are... Bine, are climă manuală. Are aici un ăsta prins în bord, am văzut că toți care fac stururi cu Gucci, Gucci, Balenciaga, au ăsta prins în bord, nu știu, cred că e vreun din ăsta, de la toți a prins, nu știu de la ce, cred că e bug sau ceva. Da, dar, na, 470.000. Asta e un motor bun, să fim serioși. E un motor bun, adică nu ai ce să reproșezi. Touareg, 400... Mamă, ia uite. Mamă, stai că să-mi pute treaba. Ia să vedem. Touareg, 175 de... Asta e 25 de... Ia. Bă, n-aveți video la motor, are probleme, gata, s-a terminat. Nu, vreau să aud și eu cum sună motorul. Da, n-au poze la... N-au video la motor, nu. Uite, 130 de cai. Asta este ASZ-ul cod motor. 131 de cai. 2005 a fost taxi. Italia, ia. Nu sună rău. Ia, Volkswagen Jetta din 90. 431 de mii. Nu există ASZ. Ba da, ASZ e codul motorului. Bă, să-mi trag una. Cod motor Golf 4 ASZ. Are un coleg, ce dracu. Tu alegi prețul, piese auto. Eu arată 131 de cai. ASZ, uite, 130 de cai. Ce dracu, mă, frate. Ia, deci chiar sunt curios cum se aude un diesel. Ce dracu este asta? Euro 1. Ia, fii atent. Na, hai, mă, frate, vă bate joc. Vă bate joc, mă. Niciodată n-am înțeles cum funcționează turometrul ăsta. Pe bune, m-a depășit. Dar chiar sunt curios. Eram curios de fapt cum sună motorul. Păcat. Chiar e păcat că eram și așa. Era Touareg 3000 V6. 406.000. Ai, ceas. A, bine, mă, scuză-mă pe mine, frate. Na.
Scuze-mă, n-am știut, eu nu eram atunci pe țeavă, de unde să știu, ia. 406.000. Cam greu, cam greu. Mă, ce naiba? Jun si s-a abonat, dar asta era de seară. Ce de acum, mi-a luat o razna. Bă, au început să apară astea de aseară, mă, cine și-a luat membru aseară. Au luat o razna, mă, pe type stream-ul. Pă bune. Bă. Da, ăștia-s băieții care și-au luat membership și nu știu ce mi-i dă acum. Ok. De ce face asta acum, nu știu. Gata? S-a potolit? Da, mă, știu poza. Da, ciudat. Asta sună binișor, doar că o eu pornește cam greu. Uite-mă, Golf 5. 140 de cai, 2000 diesel. Ia. Deci dacă asta are, chiar sunt curios cum sună motorul, ia. Bateria sau bujiile sau injectoarele. Nu e ok, frate. Asta are un furtun, ceva sărit, s-a auzit așa un zzzz. Cândutura. Ea are ceva prins prin bord. N-are nimic, dar nu sună chiar sănătos. Are fratele meu Audi P7, 450 de mii multitronic din Olanda, mașina trage toate mințile. Păi, mașinile de Olanda sunt bune. Ce-am zis eu, frate, de atâtea ori? De atâtea ori, am zis cu fiecare ocazie că na. Asta a fost taxi, cel mai probabil, Passat 1.6 Trend la 370 de mii. Ia. Ia să vedem, 370.000. Nu era. În afară faptului că e cheală. Aproape. Golf 4. 362.000. Golf 4. A 4, 1.075.000 de euro. Mi se pare cam scumpă. O Honda, un DS5. DS5 aici nu cred. Ia, are video ăsta la motor. DS5 îmi place și mie. Honda, la fel, foarte greu să găsești. N-are video la motor. Bă, dar chiar ești nesimțit, mă, frate, mă. Deci cer și eu ceva aici, ca fiecare să fie bine pentru toată lumea. Golf 5, 347.000. Ia. Dacă nu jucăm, uite să bă, cum vrei tu, frate. Ia! Mă, dar nu prea sunt deștepți. Ăștia, nici cum să zic, testeri ăștia sau ce sunt ei, nu prea sunt deștepți. De ce? Pentru că dacă tu, de exemplu, turezi o mașină din asta la 5.000 de ture și mașina nu are DPF-ul pe ea, păi te intoxici acolo, îți dă un fum, dar nu mai poți să respiri. Da? Mă rog, poate așa este la ei, nu neapărat legea, așa e la ei în fișa postului, ca să zic așa. Dar tot mi se pare aiurea că le turezi așa aiurea, mașina și pe aia le oprești imediat. Pă bune. N-am anulat șeghereu. Nu că nu mai trăgea. Eu am avut probleme cu DPF-ul și nu și-a făcut regenerare în 10.000 de kilometri nicio regenerare. Cum? Băi, Mario, tragi că e... Las-o așa. Nu stau să mă cer cu tine. Dă tu 5.000 de euro pe mașină din 2004, să bagi în ea încă 5.000 să faci mașină și lasă-mă în pace. Vedeți-vă treaba voastră. Mă, saltă garda asta, nici naturat-o. Are ceva de ascuns, clar. Golf 519 Trendline. Uite, mă. Aute. Exact ce vrea românul.
Ia uite, GTD, frumos. Ia. Și asta are și la sunet. Mii. Mă, GTD, de ce ți-a luat GTD și n-ai avea cum pe volan? Da, ciudat. Căpuciucul are în stare bună. Ceva defecte, că vă nimic. Un GTD din ăsta e scumpicel. Uite un Passat, că ce cineva Passat. Uite luxul românului, frate. Frate, sunt mulți kilometri. Bă, frate. Mulți kilometri, pe și ce vrei, mă, să ți dea să ai 180.000 în bord? Pă bun, e mai mult mi-aș lua o mașină de asta. Știu, frate, uite cât are. 330.000, băi, din 2007, frate. Cât vrei să ai mașină unde, în Spania și în alte zone unde, frate, au autostrăzi, unde să meargă, au bani să meargă cu ele. E bune acum, că spune ce vrei să aibă din anul ăsta. Aha, ia. 330.000, ia. Acelera! Mamă, ce dă... Nu știu, mă, frate, mi se pare... Și că caută Passat B6. Păi ăsta ce e, mă, frate, nu e Passat B6? Încălzire în scaune, nu era mașina ca tot și că asta nu era, dar mi se pare că dau așa prea tare în ele, parcă le turează așa în ciudă, bine că oricum nu le pasă lor. Am un Opel Astra 200.000 sau 20.000 de kilometri, mi se pare mulți. Da, nu mai zic nimic. Nu vor să le vândă. E vorba că nu vor să le vândă, mă, eu înțeleg, tu, până la urmă, eu dacă aș cumpăra mașina asta, aș cumpăra poze, știi? Da. Eu zic că nu trebuie să omor mașina acolo ca să... Da, știi ce zic? Uite, Suedia. Mașina pe Suedia-s bune, ia 327.000 de kilometri. Blocați-l pe băiatul ăsta care spamează Megane 2, că bă, că n-are răbdare. Ia, 330.000. Pe Suedia n-aș pa cu rugina. Bă, da, dar ca mașini sunt bune pe Suedia. 327.000. Uite, ai cum pe volan, ai o navigație mică, ai o încălzire în scaune, ai niște rotări pe aici, adică nu e chiar la mașina. Aici pute pune să pui în euro. Aha. Măcar îți face conversia. Păi Volvo, arată tu Volvo ruginit. Sunt puține cazurile în care Volvo a ruginit, decât dacă a fost revopsit prost. 321.000. Carte service frumos. Deci aici e normal să dea rugina. Aici e normal să dea rugina. Deci la Vag e normal. Navigația e bună. Pe Suedia n-aș pac rugina. Păi da, am eu Volvo suedez din 2004 fără pii de rugina. Păi da, mă, dar nu e... Nu știu, Vlad. 7.000, cred. Depinde. Nu vă gândiți, mă, frate. Nu vă gândiți că dacă e o mașină de licitație, gata, o iei pe preț de nimic. Că nu se nimeni mașină pe degeaba. Eu niciodată, eu nu o să pot să-ți dau prețul ce-ți dă ăsta în România. Mai ales dacă ți-o măzluiește cu kilometru și cu ceva. Uite, mamă, e coaptă. Luxul românului, nu mai zic nimic. Bine, are niște ani în spate, îți dai seama, nu exagerez. Nu găsesc sub. Sau sunt puține. 1600. Highline, uite, ăsta are Xenon, ia să vedem. Toyota pe benzină, VVT, vezi că am un clip cu o Honda Accord, uite-te la ăla. Au prețuri reale, frate, aici sunt prețuri reale a mașinilor fără TVA, fără alte taxe, de-aia au prețurile astea așa. Dacă era ăsta prețul mașinii de adus acasă, cultura Xanax, da. Vlad, aduc, dar momentan aștept să treacă nebunia asta, o să fac eu un clip când o să fie, să încep, știi? Uite, 313.000, bă, motorul, să zicem că sună bine, da? Și, bă, tu dacă o pui pe asta la vânzare, chiar dacă mașina arată bine, e curată, cine
scumpără ție mașina România cu kilometri ăștia. E normal, frate, eu înțeleg pe ăștia că dau kilometri înapoi, pentru că mentalitatea cumpărătorilor, unora dintre ei, obligă. Redus, că e total exasperat, mi se oprească live-ul să se încarce, pe bune acum. Nu știu că mie merge normal live-ul. Adică l-am deschis în altă parte și merge normal. Bă. Customer instant. Ia să vedem dacă vrei să cumperi direct. Uite, Sharan. EOS. Ia uităm, frate, uite aici mașina. Sunt curios dacă uite ce preț are. Luțule, să facem un clip, uite, să ți-ai cumpărat Arteon. O, mai ajut ca și noi să ne mai încolo puțin, acum vreau să-mi fac live-ul ăsta, că dacă tot am dat drumul la live, na. Infinity sunt niște... Mamă, ce nume are băiatul ăsta, cică... Gică fute. Păsa ce ține Dumnezeu cu 600.000 și am dat înapoi la cumpărat luț. Da, mă, de eu l-am cumpărat la 190 și ceva de mii. Motorul, frate, fii atent. Motor 110 cai din 92 cu 415.000. Ia. Ia. Dar nu se pare să sune rău. Și vezi că totuși mașina are preț măricel. Adică ăsta dacă îl păstrezi, o să-i crească mult valoarea în timp. Mamă, cum erau mașinile înainte, mă, ești nebun. Nu neapărat că zici cheie electrică, dar zic așa cum erau mașinile înainte, frate. Uite-l pe asta, de la băgat un clip cu 400 de mii. Grătar. Numai fratele meu a dat kilometri de la 200 la 400 ca să creadă lumea că e bună mașina, dar a mers atât. Cunoșa persoane care și-au luat kilometri înainte. Dar și-au dat pentru că... Și-au dat pentru că aveau 70 de mii real și nu vrea lumea să o cumpere cea care a dat înapoi. Că mai trece câte unul pe lângă mine și ca să-mi deschiși la o... Ia uzi. Dar de ce nu-l accelerează, frate? Da. Mașina în sine ei nu e dotată, adică pe interior și asta nu e rău dotată, e dotată bine. Dar dacă a fost de taxi, pomul nu l-a interesat motorul, nu l-a interesat foarte multe chestii, știi? 364.000 de kilometri. Sare motorul dacă e de talpă, dacă nu avem toți net bun, dar nu știu dacă e de la net. Dacă o accelerează sau caut în Renault, pe eu mă uit ce-mi dă aici direct, nu stau să caut. Și așa nu cred că sunt. Ia. Automată. Călăzine scaune. Bă, mașina asta pentru anul ei a fost ceva, adică să fim serioși. A fost ceva la vremea ei. Ce delay mic. Ia o stată, pot face un video legat de like-uri, o să fac. Am. Caută pe canal cam, uite, dacă e cineva interesat despre afacerea în care că m-am băgat și așa. Nu doar de Black Friday, asta e un clip pe care l-am făcut eu, puteți să vă uitați la el. Și câștigi până la 65.000, nu mai știu exact cum i-am pus titlul. Nu mai știu cum i-am zis. Mă rog, căutați la mine pe canal, nu mai știu cum le-am numit clipurile alea. Până la 16.500 euro. Uite, plătești 50 euro și până la 16.500. E un clip care am făcut eu. Și pentru cine poate să înțeleagă că mulți oameni și mi-au dat hate că eu sunt Ilies Vlog și învăț să facă bani. Nu, nu te învăț să faci bani. Dacă nu te dedici în ceva, nu o să faci niciodată bani. Fără în salarii recomandate. E, na. Era o ofertă cu 13.000 de euro nouă. Păi merită Hyundai Elantra. O mașină cu DSG peste 350.000. Dacă i s-a schimbat uleiul la 60, uite, Cătălin Vaida are Passat B8. Chiar am clip cu el făcut. Passat 330.000, ceva, nu mai știu cum avea. 330.000 de kilometri. Stai un pic, bă. Am niște clipuri și mașina lui, uite, cum merge, Passat cu 330.000 în 6 ani. Și schimbă ok cutia, dar dacă nu e schimbat uleiul la... Astea sunt prețuri fără TVA, da. Dacă nu e schimbat uleiul la 60.000, da. Și dacă n-ai un istoric asupra cutiei, eu n-aș lua DSG. Pentru că n-aș lua. Pentru că au făcut revizie la Optimero. Păi tocmai asta zic. Părere cu Morelu. Am avut cu Morelu, e ok. În orice caz e mai bun decât Pompediuze, asta e clar. 2400, asta e numai cu cumpărare. Cât are, mă? 316.000, uite. 316.000, ia.
Hai mă, ce-i face? N-a pornit cel mai sănătos. Bă, Robi, gata, mă. Gata. Ajungi. Nu, uitați, nu e o mașină rea. Are ăsta de airbag aprins. Îi bagi un detailing când îți vine mașina, pentru tine, gen dacă o ții. Personal, la banii pe care îi dai pe mașină genul ăsta, eu zic că merită. Că nu e îngrijită și că e murdare, e partea a doua, dar se repară, adică nu... Măcar are Xenon, îmi place la grupul VAG și mai ești atinsă pe școală. Îmi place că are, că e adaptiv Xenonul, e un plus. B6 Comfort Line, a zis cu la 500 de like începe. Da, mă, la 500 de like-uri, la 500 de euro donat, mă duc și fac DPF. Of. Înainte ne vei că zicea că e mai bun pe duze. Bă, n-a zice totuși. Pentru că au avut foarte multe, uite, Volvo S60-2004, S80. Au foarte multe probleme astea pompe diuze, nu știu dacă... Adică mă gândesc că tu ca și producător mai rezolvi din probleme la următoarea generație, nu? Ia și mie motorul ăsta, Mandrix ăsta nu e ca al tău, mă? Dar e 2.9, mă, ia. Ia. Ia și mie motorul ăsta de Volvo. Ceva nu e ok acolo și nu știu ce se aude. Da. Nu știu ce se auzea acolo, dar nu erau. Și fii atent, din 2.9 au scos 200 de cai. Adică nu erau foarte... Mamă, Opel Vectra. Ia mă, frate, uite, ia și mie Opel Vectra. Deci, din motor de 3 litri V6, au scos 185 de cai. Deci au pasat trebuie 6, scotea un fum de vai, mamă. Hai, și acum scot. Dacă e să o luăm logic. Ia mă cum sună, e automat. Cum sună mă motorul ăsta, frate, de 3 litri V6. E un 2 cilindri, mamă, au niște sunete, vezi, mă, încheie pe Volvo ăla. Mamă, ăla, da, 250 de cai. Dar n-are de ce... 3.6, frate, ăsta 3 litri V6 pe Opel. Mai zi... Se mai zică lumea ceva de Opel acum, mă. Mai zice ceva de Opel. Mercedes 421.000. Astea de obicei sunt taxiuri, dar... Nu, da, și asta tot taxi a fost. Motorul vreau să-l văd. Nu mi se pare să sune rău totuși. Da, mă, dar multă lume are impresia că, domnule, dacă a fost taxi, e neîngrijită. Bă, nu chiar, că dacă tu cu mașina asta faci bani, bagi bani în ea, eu zic că bagi bani să ai și grijă de ea, știi? Și totuși, chiar dacă are kilometri ăștia, vedeți că mașina totuși costă ceva. Deci, merge de și restul, da. Volvo din 96. Volvo XC70 Seat Leon. Ăsta l-am mai văzut. Opel când merge prostă, stai un pic. Opel bun când merge prost, când stă și bag... N-am înțeles, stai. Opel bun când merge prost, când stă și bagi bani în ea. Bă, în orice mașină bagi bani la un moment dat. Frumos zici că ești numai cum mă... Bă, nasol, Andrei, ce să zic acum, na. Volvo V70, Seat Toledo. Are un vecin, unul din ăsta, are vreo 600.000 și încă merge. Un Seat Toledo. Dar e motor, un nemuritor de 1.9. Ăla a fost motor bun, frate, trainic. Trainic. Pă bune acum. Volkswagen T4 Multivan. Ford C-Max. Ăsta am dat iar de el. Citroen C5 Nissan Terrano. Bă, mă, lași. Bă, eu am avut Opel-ul la timp de vreo 2 luni de zile și n-am avut nicio treabă. Cum se comportă? Bă, e ok, parcă mai silențios o leacă motorul cu Ravenol. Adică, din ce am vorbit cu mai multe persoane care au și din ăsta de... Din asta de piese auto, foarte mulți lau, dar Ravenul și știi că e foarte căutat, vreau să Volvo, ce Volvo ai tu, Andrex? S60 parcă, nu? Ia, 2000 turbo vreau. 2000, dar ce, de 3 al tău oare? Nu, de 2. A? Nu, de 3,
Dar nu că aici e 1.6 deja. Lasă, nu mai este, nu ești ce ziceai tu? De urles diesel. Eu am avut 2.0 CDTI. Uite mă, e 2.4. Dar tu ce ai? Tu ai 2.0 turbo. Andrex are 2.0 turbo pe ăsta. Ăsta e benzină 2.4, 170 de cai. Și tu cât ai mai? 2 litri turbo, 180 parcă. Sau ceva genul. E mai silențios cu Ravenul, că așa am pus. Dar uite, Ravenul-ul, sincer să fiu, până nu l-a promovat înainte Nevehicle, să nu auzisem de Ravenul. Și mi se pare destul de... A, deci ăsta e motorul pe care l-ai tu pe C70, nu? Ce motorul e de... Motorul 2000 TSI după Scirocco. Eu la Scirocco mi-aș lua diesel. În primul rând găsești piese, sunt mecanici. La TSI, nu zic eu motor rău, dar mai sunt și... Nu e că sunt oameni care se feresc, dar sunt persoane care nu prea își bagă nasul. Eu am avut prieteni care, mă rog, mai mulți. Și nu prea găseau mecanici pe benzină, deci... E alegerea ta, dar eu nu m-aș încurca să încerc ca să... Na. Ce ai trimis, mă, tu aici, Benonia? Ai tu 250.000 pe roată, cred că. E rău și ca tine, mă, ce să zic. Nu știu, Volvo, ca și mașini, sunt foarte mișto, dar pentru cine vrea... Uite, mă, stai că e și C70, asta e așa. Mamă, la vară te duci, man, lingi-o înghețată acolo la... dar asta e modelul de după. Lingi-o înghețată acolo la 2008. Asta cred că e al tău. La stadion Belea. Ia uite aici mașină. Dar asta are, frate-mi, o doare pe dreapta, din păcate, că na. Dar parcă sună cam mură totuși. Și nici nu o turează. Ia. Uite, este exact ca lui frate-mi, doar că e automat. Și au lui e pe partea greșită, e pe lumea altă. Am o poză cu tine când lingea înghețată în vară, mulțumesc. Bă, ce-mi place mie la Volvo ăsta este că are... le încurc mereu, soft și hardtop. Mi se pare că ăsta e softtop, nu? Gen, hardtop-ul e cu prelată, nu mai știu exact, dar le încurc. Vezi că sunt bune cutiile pe ele cu convertizor de cuplu, foarte bine. Cele mai bune cutii sunt cele cu convertizor de cuplu și după aceea alea cu dublu ambreiaj. Sau softtop, nu mai știu cum sunt, le încurc. Ia mă, 2.5, ăsta e 2006. Hardtop e cu metal. Așa, mă rog. Ia uite cât de frumos e ca model. Pe bune, pentru... M-am uitat ce preț are. 122.000 de kilometri. Invers, da, aia. Le mai încurc și eu. Păi uite, Andrex și-a luat acum o din ăsta, și-a luat un C70 din ăsta cu cât are, mă, 30.000 de kilometri, 40.000. Bine, e pe dreapta și-a dat pe ea, cât era, mă, 7.000, nu mă știu cât era. Asta e 8.000 și nu are nici încălzire în scaune. Păi, e frumos. O avea 100.000. Bine, mașina e impecabilă, adică... Olanda, scuză-mă pe mine, păi te prim pe Olanda, am văzut ce străzi au ei acolo, frate, te prim de drag. E pe dreapta că omul lucrează în Anglia, da. De fapt, e stabilit în Anglia, mai bine zis. Nu să risperi că n-a avut bani. C70 astea sunt toate. Ia să vedem. Volvo S90. 3 da bune, frate. 3 da bune. Cum să nu-ți placă așa ceva? Zici mie, cum să nu-ți placă ție așa ceva? Poftim mașină. Bă, spatele, într-adevăr, nu e cel mai cel. Zici că e cam supărată mașina asta. La Volvo e trist ca o telecomandă de televizor, nu de consolă centrală. E, da. Bine, seamănă butoanele alea ce-i drept, da. Da. Asta, nu știu, mă, fac pozele cam prost ăștia. Bord digital, nebunii. Oricum, ăștia de la Volvo sunt mai atipici, adică... Ai văzut Audi de... E luat de mult, mă... Luat de mult Audi-ul ăla lui Vlad Brotu, eu știam de mașina aia. Că a vorbit cu mine atunci, m-a pus eu verific, să ai... Știu, mă, bă, frate. Satana. Da. Adică, spatele, nu știu... Dacă s-ar fi făcut așa, mai bine unea toate astea sus. Nu știu, mai bine făcea altceva. Plug-in hybrid.
schimbătorul. Băi, ea nu e rea ca mașină, n-arată rău. Din față e foarte frumoasă ca mașină, deci are botul ăsta extrem de frumos. Era nava spațială comparativ cu ce era atunci pe piață. Doar că, din păcate, Volvo nu e pentru oricine și nu se uită lumea foarte mult la Volvo și e păcat. Pe bune că e păcat. Dar, na, fiecare cu părerea lui, fiecare cu, știi ce zic? 33.000. Ia, cum sună motorul ăsta, frate, de benzină? Are 6.000 de kilometri. Uite, mă, Andrex, ce vrei tu? 2.0, 250 de cai. Nu, turez, nu turez, îmi ți-e frică. Are 6.000 de kilometri. Păi cred că de-aia nu turează, că e în rodaj, că altfel e de răsărea în sus. Mazda, Mitsubishi Mini, Lexus, Maserati 7, aici cred că numai Ghibli. Maserati Quattro Sporte. V6 Twin Turbo, 410 cai. Ia uzi, mă. Mulțumesc, Băban Alexandru, salut. Păcat de botul ăla, ce motor el are? Păi da, eu n-am Renault Megane diesel, eu am Talisman și am 1.6 diesel. Cică cum și câți kilometri trebuie făcut, că mă, n-am înțeles nimic. Lancer, dacă vrei, uite, stai să vă arăt aici un Lancer, dacă mai este la vânzare. Trecând peste asta, o să fac un clip în care să vă explic de ce arată aici 999.000. Bine, nu știu cât de interesant o să fie, dar vreau să postez mie ceva și să vedem. 999, 999, 999, 700. Uite, frate, Mitsubishi Lancer. Mă, în general, chestia asta cu rodajul. În general, cam toți producătorii fac rodajul mașinilor în perioada lor de testare, ca să zic. Așa ar fi normal. Dar trebuie să ai și tu grijă la anumite chestii. Adică, na, așa e normal dacă vrei să ai grijă mașina ta. Să nu mergi foarte turat în primii kilometri. Nu știu exact că se dau acum rodajul. Cred că vreo 3.000-4.000 de kilometri. Bă, nu știu ce să zic... Robi, cred că la 60.000 ar trebui. 60 sau 90.000, cam așa se schimbă în medie. Uite, pentru cei care zic, domne, eu nu cumpăr japoneză sau coreană, că nu țin mulți kilometri și nu merg mult și pică și sunt scumpe la piese și nu găsești piese și așa mai departe. Poftim. 620.000. Ia să vedem cum sună motorul. Chiar sunt curios. Nu mi se pare să sună rău. În afară de țigăniile astea pe care le are pe scaun, că zic că sunt bile anale puse acolo, nu știu ce caută. Dar Lancer sedane că hatchback. Păi da, mă, dar mașina asta a fost de taxi. 620.000. Nu știu cât a fost mașina asta nouă, dar și-a făcut banii. Asta e clar. 620.000. Na, poftim. Că de ce kilometri descrescător? Nu găsești Talisman cel mai, cu ce mai mulți kilometri am găsit cu 300.000. N-ai când să facă kilometri. Asta pe benzină, dar cam papă 120. Ia mă, uite, chiar sunt curios, Mitsubishi Lancer, apropo de asta. Că aici găsești mașini de asta mai diferite, ia. Mitsubishi, Carisma, Eclipse, Lancer, ia. 2.0, Lancer Comfort, ID Style, asta cred că e diesel, cel mai probabil. Diesel, 2.0 intens. Uite, mă, 2.0. Asta, bine, e 2005 mașina. Cred că ăsta e modulat, îmi place mie. Mă uitam la filme. Da. Și sunt niște clipuri cu un Lancer din asta de accelerează foarte șmecher la 1000 de cai. Spatele vreau să-l văd. Dar asta e versiunea pe care o știu eu. Știu că am văzut o dată când era mic unul, cred că avea vreo 700 de cai pe mașina de asta. Bă, super, super mișto mașina. Pe bune. Hai, mă, spatele. Bă, de-aia a făcut la poze, nu mai spate, nu l-a arătat, nu mai zic nimic.
Catalin cam așa, 8.000 mai degrabă, de când vreau să vorbesc despre Mitsubishi. Convertizor de cuplu, nu mai știu cum e, ce Geartronic, da, aia de la Volvo. Uite-te și la colț, știu, alea știu. Bă, stai că vreau să mai văd ea. 1.5, 1.5, 1.8, 2010, diesel, bă, dar e o mașină, asta aș vedea o frate numai benzină, n-aș vedea o diesel. Lancer, uite, a 1.8. Mazda sunt niște mașini ok, care îți oferă destul de multe dotări ca raport calitate-preț. La fel ca și Renault. Da, Alexandru, așa este. De-aia îți arată kilometria. M-am uitat și ce preț are, bine, 2017. Dar nu a schimbat foarte multe la ele. Și nu prea... Dar asta e același model. Nu e frumos asta. Deci modelul pe care vi-l-am arătat eu, spatele ăla e mișto, dar... Este de ce Mitsubishi mea. ASX a vrut să-și cumpere o rudă, dar mea e vreo și-a luat Kadjar. Grantis, Galant, Pajero, Outlander, astea sunt bune alea, hibrid. De chiar mă ia, că sunt curios dacă găsesc Supra. Toyota Supra. Ia. Toyota. Bă, stai un pic. Sunt la Volkswagen, da? Seat, Skoda, Toyota. Deci dacă găsesc Supra, e ceva, dar nu cred. Celica, am văzut ceva acolo. Verso Supra. Uite-mă o Supra, ia. 2000. Ai, de nu... Mamă! Deci motor de 3 litri au scos 238 de cai și din 90 mașina. Ia să vedem. Ce ai spune de un Nissan Skyline? De unde de atâta fericire? Mai am de așteptat. Da. Uite-mă aici mașina, frate. Mamă. Bă, dar ce forme aveau mașinile înainte, mă. Parcă aveau și ele personalitate. Farurile astea bănuiesc că se ridică frumos, adică, bă, mașini cu personalitate, adică, bă, știai pe stradă, vezi că asta este o Toyota Supra. Na. Nu m-am zis, mai așteaptă. Ia uite, are și tuning note și toate alea. Ia. Ia uite. Wow. Sinfonie. Te urmăresc din Italia, mulțumesc. Mișto. Chiar mișto. Mamă. Bine, o frate, mașina are 30 de ani. Ce vrei? Dar uite cum era ea pe atunci. Gen, care mă refer la volan, la astea, cum era ea de fabrică. Foarte mișto. Deci asta, dacă o restaurezi, o să fie foarte scumpă în timp. Zici că e casă, da. Păcat de interior, că eu zic și rugină. Eu zic că dacă mașina asta era îngrijită conform cum trebuie și să aibă grijă de aia, eu zic că n-arăta așa. Chiar și după 30 de ani. Nu știu, așa zic eu. Adică dacă îi dădeai un detailing din când în când și întrețineai pielea cât de mult puteai, ăsta care a avut-o probabil nu i-a păsat de ea. Că altfel nu știu ce a ajuns așa. Trece la vehicul istoric. Da. Eu stau în Bergamo, Lincoln, ia, sunt curios. Adică mai bine să te mergi după mașini de astea mai rare, știi? Ia. Prius, nu. Ia, Lincoln. Nissan, Opel. Te-am măcar să închid asta, că mă deranjează. Lamborghini Zero. Lexus, nu e niciunul. MAN, niciunul. Maybach, Mazda, Mercedes, Mini Opel, Pontiac, Porsche, Renault, Saab. Uite-mă, Saab. Sunt și astea modele mișto, unul dintre ele, dar de ce sunt break-uri? Uite, ăsta e frumos. Ce asta 2007. Ăsta erau, dacă nu mă înșel, aici știe și Andrex mai bine, ăsta nu erau cumva, cum îi zice, doamne, erau mașinile mici de la Scania. Nu? Dacă nu mă înșel. Adică Scania era tirul și Saab era mașină mică de familie. Mașină mică. Acum, având de rechinit aprilie, vă fac o farsă. Nu știu, zic și-o. Ia. Yeah.
Da, nu sună rău motorul și are 320.000. Adică sunt atâtea dovezi, frate, că mașinile are ce cuprins atât. Că mașinile, chiar dacă au 400, 300, 400.000, merg bine și omul tot sub 200.000 vrea. Pe bune. Și saburile sunt șmechere. Dacă și linii, așa ca și mașini, sunt frumoase. Mașina mai rară, uite-te la Lincoln, aia mașina era rară, veneai din când în când prin anii 2000, e, da. Așa, mai sunt limuzinele alea, sunt multe mașini, dacă stai să te gândești. Și 93, 93, eu aici am Saab 93. Acelera. Otra vez. O travez? Asta din melodie, o știu. Vale, paralo. Bă, nu neapărat că mi-e somn, trebuie să mă trezesc pe la 7, dar cred că ori stau treaz până la 7, ori dorm și câteva ore. Vamos, vamos. Nu sunt mașinile astea, mă, dar cine să -și... Văzusem azi pe grupul Merită toți banii, frate, o mașină. Foarte mișto. Și... Ia uite, turbo din 99. Deci era un Saab din ăsta, aranjat, frate, cu jante, cu toate alea. Luțu, ești cu treabă să nu uiți biletul cu răspunderea. A, ce? Sau Vector, dacă tu dormi mai bine. Știu, mă, știu. Dar uite, azi, de exemplu, m-am trezit la 3. Cam am dormit la 6. Știi? Asta mi-e programul în perioada asta, n-am ce să fac. Mamă, sunt tancuri astea. Da, ce, bă, frate, suntem și noi naționaliști. Noi stăm aici și ne uităm la mașini și nu uităm și noi la ceva adevărat, pe bune vorbesc. Chiar vreau să văd ce prețuri au în afară. Ia uite, Dacia 500, 1200, 1300. Ia să se ne acau vreo 1400 ceva, nu, Docker, Duster. Vreau să văd ce Duster au. Skoda 2, stați-mă un pic. Vreau să mă uit la ceva adevărat, dacă tot. Ambiante 2010, laureat. Laureatul mi se pare că e versiunea full. Da, live din mașină, hai că... Pe nu că îmi fac declarație, mine oricum nu ies așa de capul meu. Adică trebuie să ies. Ia uzi. Na. Bă, mi-aș dori, frate, să facă și eu un Duster sau un Logan. Bă, să facă și, frate, cu trapă, cu xenon, cu... Bă, să plătești dotările alea. Dar ideea e că o să intervină aici snobismul și o să vină foarte mulți să zică, păi, de exemplu, să presupunem că un Duster cu dotări cu xenon, cu așa, o să fie, habar n-am, nu știu, o să aibă un preț din ăla măricel, știi, să zicem 25.000, 30.000. Și o să vină snobii și o să zică, păi ce frac, frate, dau eu atâția bani pe un Duster, că mie nu-mi convine că e Duster totuși. Înțelegi? De-aia nu cred că vor ei să investească foarte mult. Și normal că nu vor să investească, pentru că Dacia este cunoscută pentru că dă mașini ieftine la preț bun cu niște dotări standard care, na, sunt ok pentru zilele noastre și aia e prestij. Și asta e full, 4x4. Mamă, 8600. Are 90.000 de kilometri mașina. Păcat de culoare. Zău. Da, ăsta e vârful de gamă la ei. Cu piele, cu nebunii. De unde vreau Audi, frate, 15.000 de Duster de astea? Duster 1.6 laureat. Duster Prestige. Prestige. Cel... Mamă, dar ăstea niște denumiri până afară. Foarte, foarte, nu știu. Duster Basis laureat plus. Mamă, uite preț. 9.900 fără TVA. Hai că Dani Mocanu. Bă, frate, lasă-mă în pace că ei se mișcă scaunele. De ce ții mașina nouă și nu te duci cu ea în garanție? Fix de aia nu pot eu să merg cu mașina mea să mișcă scaunul. Hai mă că prea face să de necaz, pe bune. De ce dacă e cumpărată mașina asta în milioane de bucăți și să vând căcălău vorba aia și vii și îmi spui tu mie că ți se mișcă scaunul sau că ți se mișcă volanul? Nu te frate cu ea în garanție că de-aia ai cumpărat mașina nouă. Mai unii mai sunt și așa cum, na. Că și eu pot să-ți fac un clip din ăla în care îți fac o mașină de rahat, dar mașina poate e bună. Nu că eu apărare Dacia, că n-am Dacia. Am Loganul vechi și sunt mulțumit. Nu mi-aș lua mașină nouă. Dar zic că e de, nu mai zice de-aia și de-aia, că e așa. Că, na. Eu mi-aș lua Duster cu mare purcelu. Uite. 8.800, ma, dar cine dă, mă? Eu n-aș, nu știu, n-aș da parcă 10.000, frate, pe ăsta. Chiar dacă are puțin kilometri și de 2015.
Nu mai, po bune, chestiile se mi se par foarte de rahat. Să vii să faci anumite chestii numai pentru audiență sau pentru... Că nu e adevărat. Sunt foarte rare cazurile. Păi și lui Purcelui se mișcă scaunul, am făcut eu video cu el. Și s-a dus frate omul cu mașina la garanție, domnule, mi se mișcă scaunul. Și i-a rezolvat garanția. De ce îți mai iei mașină nouă ca să te iei, să te plângi, să te fuți, să te ale? Hai mă frate, las-o. Las-o așa. 2011, laureat 4x2. Bă, pentru... Bine că Duster-ul, chiar dacă tot zic e un cazan la mașină, să știi că pe Ovro nu stă rău. Deci nu stă rău Duster-ul. Și pentru banii pe care te-ai pe ce dracu mașină vrei să-ți iei? Că pe banii, deci pe asta dai 20.000 full și pe un Touareg full dai 80.000, păi ți-ai 4 Duster-e. Păi, scuză-mă. Cum poți să compari calitatea din una și din alta? N-ai cum. Dar sunt unele persoane care sunt reduse, nu înțeleg chestia asta. Și, na. 2010 Prestige, ia. Mie îmi place rău culoarea asta, din asta avea Ionica, fostul meu instructor. Exact culoarea asta luată de nou. Am fost în garanție cu mașina că aveam un senzor galben, am prins în bord cu o pompă. Au spus că problema e de la portofelul meu. Și i-a rezolvat problema, sau eu știu ca bombardier, ascultăm pe story Gucci, Gucci, Balenciaga, dar noi avem becul aprins la motorină în bord. Și, na. Dar uite, uite, sunt dealer, 5 dealer care pun la favorită Duster. Și noi, românii, nu mai zic nimic. 1, 2, 3, ce eu ăsta nu l-aș lua pe Duster pentru că consumă foarte mult și nici pe gaz nu l-aș pune. Deci la Duster clar îți iei diesel, restul n-are rost. Parcă vă... Da mă, de vreo Vitara, da? Bă, Vitara nu e o mașină rea asta, nu? Chiar e un competitor bun pentru Duster. Dar câtă lume de la noi din țară, cel puțin câtă lume de la noi din țară se duce să-și cumpere Vitara în loc de Duster? Sunt puțini. Tot cel mai mult se duc să-și ia Duster și e normal. 2017, cât are mă? 7.000 de kilometri. În 3 ani de zile. Asta a fost mașină de expunere, dar altă alea n-a fost mașină de... Nici nu se compară Vitara cu Duster. Bă, ca și dotări și preț, sunt tot acolo. Acum, fiecare cu părerea lui. Eu, sincer, nu mi-aș lua Vitara, nu-mi place. Păi, dar nu vreau să mă duc. Nu e vorba de antireclamă sau asta. Mie oamenii îmi plac, nu-mi place ce fac uneori. Adică, da, mă rog. Bine, sincer, să fiu pe platforma asta, poți să faci foarte multe... chestii că e important să vizionările, știi, adică... Na. Și așa e și normal. Atât timp cât arată bine cifrele de ce să te interesezi. Vreau să văd dacă e un Evanda, Kalos, Matiz, frate. Clar nu m-a fi hate 2020. Uite mă, frate, aici mașină. Noi vorbim aici de Duster, de alea. Ah, mă, frate, să ne revenim cu picioarele pe pământ, mă. Ce mă, asta e Euro 2? Ne revenim și noi cu picioarele pe pământ, mă, frate. Vorbim și noi de mașini adevărate sau ne batem joc? Păi, toate ca toate, dar cele mai bune mașini nu sunt nici în Germania și nu sunt nici alea scumpe. Uite frate, carte service, poftim. Hyundai sunt niște mașini bune, care în ultimii ani au crescut și ele ca și design și ca astea, dar... Na. De ce ți-ai luat Duster sau Logan la 10.000 când poți să-ți iei Mercedes, BMW, Audi? Pentru că o să dai 10.000 pe o mașină și o să fii un sărac după. Adică nu o să mai ai bani să o întreții, dar vrei să ai BMW și Audi. Bă, frate, nu vă mai gândiți mă așa. Ca unii dintre voi, vorba aia, vă bate vântul în buzunar și vorbiți de 10.000 de euro. Dacă vrei mașină nouă să n-ai treabă 5 ani de zile cu ea minim în motor și în toate alea și când ai o problemă te duci pe garanție, ți iei Logan. Dacă nu, dă 10.000 pe un Audi, pe Mercedes și când o să spici ceva, mai bași 5.000 să o faci mașină. Hai, na. Păi cât e o Matizul pe dreapta? Dacă Matizul pe stânga e 500 de euro. 50 de cai. Mamă, frate. Eu vreau să găsesc un din ăsta, mă, un Cielo, frate. Uite, mă, DS. Mamă, ia și mie mașina asta. Ia și mie mașina asta. Asta nu pot, frate, să înțeleagă oamenii, că, bă, mi-au Renault sau Logan. Frate, nu pune niciun referal, frate, Daco, dar 13, cred că e referalul meu, nu mai știu, 13 sau 14. Nu cumpăr. Păi bă, frate, una e când e o mașină nouă și te gândești, bă, 5 ani de zile minim sunt așa,
Uite, o sări, tatăl meu are în Anglia Matiz, are 550 de lire, negociat de la 600. Și arată că trebuie acum. Bă, da, dar poate a luat totuși un... Cred că ID 14, nu mai știu exact. Da, ăsta e snobismul la noi în țară, nu mai are rost. Nu mai are rost să vorbim. Am avut Tico cu 38 de cai și plecat rachetele pe loc. Pare 600 de... Normal. N-ai cum să... Aici în Anglia, Matisul sau Forcasul, mașini economice de muncă de navete, sunt foarte rare, nici piese nu găsești la ele. Piesele le-am adus din România eu. O zi un așa, săracul la examen auto, primit polițistul, la fel Matis, cu acel pornit nu mai plecat din pat. Compromis. Exact, la mașină SH trebuie să faci un compromis. Ori e cu mai mulți kilometri, ori e mai slab dotat, ori e un an mai slab, oriceva. Nu există, frate. Nu există și dotată și cu bani buni și kilometri puțin și alea. Mașina nouă e mașina nouă, dar eu nu mi-aș lua mașina nouă pentru că nu pot să o țin atât de mult timp, mă plictisesc de ea, dar dacă mi-aș lua o Corolla nouă, deci aia sau un Megane, cred, ce mi-aș lua nou, dar nu vreau să-mi iau, mai bine, oricum e o mașină la un an, doi o schimb, de ce să țin? Mi-e singura mașină de la Dacia care îmi place MCV-ul, da. Uite, mașină diferită, frate, DS, poftim, are mânere ca la Tesla, ia mă, ce motor e ăsta? 1, 2, 131 de cai. Benzină. Da, mă, Dadu, frate, dar uite, Andrex, dacă mai e pe live, el e șoferul pe tir în Anglia, da? Uite cât de atipic e mașina asta, cât de ciudat ți se pare, cât de ciudat ți se pare că arată. Așa cum îi zice, uite, Andrex e șofer și știu că mi-a auzit, frate, tu acolo nu simți. Când bagi motorina sau când să fii serios, sunt alți bani, sunt alte salarii, nu știu cât ai tu salariu, nu e treaba mea asta, dar poate ești cu familia, sunteți mai mulți, când puneți bani peste bani, e altceva, știi? Plus că prețul la carburant e cam la fel, adică, na, știi ce zic? A fost proiectată de un autist, ce ciudat arată. Nu, așa e designul la ele, că sunt mai diferite DS-urile astea, n-ai. Probabil de asta nici nu prea se vând la noi. Dodge. Ma. Ia și mie mașinile astea, frate, 40201, acum motor mare vreau. 27, 24, 28, 20. Ah, cred că tot asta primul. Volkswagen, motorul 1.2 în câștine. Nu știu, dar sper că nu era în 3. 4, cred. Auto 1. Site. Aron Pepe Ole. Ce înseamnă asta? Nu știu. 40. 40 pe gaz. 26, mă, cât de mare e mașina asta. Bă, dar voi știți că a fost chestia aia la OMV, că dacă băgai de minim 150 de lei, nu s-a încheiat asta? Vreau să văd dacă am câștigat BMW-ul sau nu. O să o trimit mașină să remis persoană doar la comandă, nu mai aduc, frate, nu mai complic, crede-mă, oamenii sunt pretențioși, nu vreau să mă mai complic. Bă, ăștia au fugit cu BMW-ul mai pas. Bă, nu, bă, campania s-a încheiat, urmează retragerea la sorți. Ah, bine, câștig și un BMW X3 dacă e nou, îl vând direct, direct. O să, așa, care mai fiabil, 1.9 sau 2.000, depinde. Depinde de foarte multe lucruri. Eu aș merge pe 2.000, sincer. Alpina, frate, niciun, Alfa Romeo. Uite, Abarthu, de exemplu, care e cu Fiat-ul. Dacă câștig BMW-ul de la OMV, dacă aș putea să organizez ceva legal vorbind, ca un fel de joc de noroc, așa se consideră, da, aș face o tombolă, 100 de lei intrarea și dacă mașina e nouă 40 de mii, eu aș dau pe 25 de mii. Dar nu știu cât ar dura până să stinge banii aia, sincer. De un astinu. N-am ce să fac cu ea, pe bune, n-am... Uite, o mașină mișto, este asta, frate, 2005. Dar pentru anul ei, cel puțin fața, arată foarte bine. Spatele e hidos, da, ok. Bine, asta nu e îngrijită, dar pentru anii ei și așa ce e diesel ea. Nu, sunt cele mai reușite motoarele astea. Și știi ce mai îmi place la Alfa Romeo? Nu mai știu exact, 147 parcă avea un prieten. Asta cred că era, oare? Bă, și am fost cu... Nu, sau asta. Am fost cu el la Sinaia cu ăștia de la OM, cine știe metin. Bă, frate,
Îmi plăcea foarte, nu știu dacă era asta modelul. 159 era, mă. Nu mai știu, dar oricum, ăsta e brick. Bă, și îmi plăcea că avea totul, cum să zic eu, avea totul orientat către șofer. Adică eu, de exemplu, din dreapta, voiam să mă uit să văd cât are la oră și nu vedeam. Deci avea totul, absolut tot, ceasul, tot orientat către el. Asta mi-a plăcut foarte mult la Alfa Romeo. Și cred că, nu, modelul ăsta era 159. Da. Și era benzină 1.8 sau 2.000 benzină. Alfa, break, nici nu vreau să mă uit. Trebuie să văd la, da, modelul ăsta l-avea. Și uite, ceasurile tot orientat către șofer. Îmi plac mașinile astea care sunt orientate către șofer și îți dai seama, cel mai ok așa ar fi. Cel mai ok ar fi ca totul să fie orientat către șofer. Alfa Romeo Giulia e mișto. Ce părere că la VAG recomandă să schimb distribuția la 210.000. La modelele noi, da. La modelele vechi, eu schimbam la 60.000. La 60.000 am schimbat. Alfa Romeo e o mașină să mergi cu mămica în dreapta pentru că nu vede viteza. Da. Deci îmi place că e orientat pe șofer. Și trăgea bine rău de tot mașina aia. Ce găuri urâte în bord. Asta e, n-au știut italienii să facă mașini. Mamă, poți să le selectezi după culoare? Coupe, cabrio, combi. Audi, Aston Martin, Bentley, BMW. Deci sunt aici niște mărci Cadillac. Ia, 36. 2007. Merge a 7 TDI până în 80.000 de kilometri. În ce sens dacă merge? Giulia asta nu o da, e ce trebuie. Adică mai lucra și la design. Chiar a făcut la Andy Popescu clip cu băiatul ăla. Deci e ce trebuie. Ia, cum sună un benzinar de 36. Salut, domnul Cornel Bujdei. Nu știu, astea sunt atipice și mașinile astea, adică nu le ia oricine. 46 V8, ia mă, 325 de cai. Și cât consum astea? Păi da mă, frate, câți mașini americane, tu crezi că ăștia s-au gândit la consum când le-au făcut? Ăștia au vrut să fie mașini să meargă. Da, hai că ai filmat și el. Păi la 46, tu cumpui motor de 46 pe mașină, te gândești să consume puțin? Uite, fii atent. Cam eu așa o curiozitate, dar îmi plouă a mea. Hai mă, fii atent. Am avut odată. Fii atent. 14,7 în oraș, 10. Nu știu, și-ar veni un 12 medie. Declarat de producător, deci în realitate are vreo 16%. Da. Cu 15 lei bași 6 lei, păi, bine mă, Robi, somn ușor. Asta e consum dat de producător. Îți dai seama că e consum mai mare, în realitate. 96.000 de kilometri. Îți dai seama că astea au fost făcute sport luxury, ia să vedem. Cred că sare de 15, clar. Farul transpirat de la cai, cred că au transpirat cai. Hai, lasă motorul. Vreau să știu ce înseamnă luxury la ei. Bine, sunt mașini vechi, adică 2005. Mamă, ce ciudat e. Uite. 60. A, sunt în mile, probabil. Mă gândesc eu așa. Oare? Dar nu cred că e obligatoriu să fie în mile. Elegance Plus. Mamă, dar au ăștia niște nume la... Aici m-a deconectat, da. Au ăștia niște nume la... Cum îi zice? La echipe 0 benzină 2010. Și acum văd că mi s-a conectat OBS-ul înapoi. Nu știu ce a picat, sincer. Păi, ori avea calitate, eu nu zic că n-au calitate. Păi, calonul după aia 2 lei. Oricum am înțeles că acum s-a cam dat peste cap și asta. Deci, și să le arăt. AXAM. Nici un Abarth, nu Alfa Romeo. Chevrolet. Chevrolet Trax. N-am auzit în viața mea de Chevrolet Trax. Nu mai zic nimic. Da, uite, sunt modele care oricum la noi în Europa nu sunt. Așa că Jeep. Jaguar, Kia, Lancia, Jaguar XE 2015. Bă, sunt frumoase, mă, Jaguarurile, dar nu știu cât îmi place interiorul la Jaguar. E mai ok să ții pasaje. Bă, nu mi-aș lua din țară CC pentru că sunt măzgluite și pentru că e cerere mare și sunt foarte mulți care le aranjează, știi? Din păcat. Asta e un model frumos. Îmi place interiorul, îmi place schimbătorul, că așa l-avea și Andy la ăla, dar am făcut eu clip cu el. Dar nu știu cum stau pe fiabilitate mașinile astea. Frumoase sunt. Și nu știu de ce tot pică live-ul sau întrerupe. Frumoase sunt, dar nu...
Nu poți să cumperi o mașină doar pentru că e frumoasă. Ai idee. 2016 Olanda. Uite, asta are un preț bun. Automat 163 de cai. Nu știu, te simți mai diferit sau mai mișto când conduci o mașină genul ăsta. Din simplu fapt că sunt mai diferite, adică, nu știu, dacă, de exemplu, vezi în jurul tău numai grupul VAG sau BMW sau Audi sau eu mai știu ce, și te uiți într-una de asta, mi se pare așa mai, nu că ești tu mai special neapărat, se pare mai, știi, ai un alt feeling în ea. Nu știu cât de mult sunt mașinile astea făcute pe feeling, dar oricum, rele nu cred că sunt. Da. Preț estimat, F-Pace, deja la SUV-uri nu mă bag că nu-mi plac. XE, da. Pune delay-ul puțin mai mare. Nu pot, că dacă am pune live-ul deja rămâne pe aia. Jaguar e o mașină frumoasă și cu opțiuni mișto, de exemplu XE-ul, dacă nu mă înșel, are touch și gule de ventilație, un zbagare care s-o duce doar atingi bordul. Bă, nu știu. Da, Anael. Deci vă jur, sunt foarte multe persoane, foarte multe, pentru mine sunt multe, care vin și îmi dau mesaje și îmi spun, domne, vreau să-mi aduci și eu mașina asta. Bă, și îmi dau anunțul, le spun, ăsta e prețul, ok, de acord, facem și n-am firmă. Și în primul rând, acum e mai greu și cu transportul. Se transportă mașina mai greu. Și pare atât de rău să vină, frate, mașina, să fac vlog cu omul, uite, a venit omul în mașină, ce aici îți dea. Bine, uite, Ionicu, electrică, a ținut omul un an, a făcut 30.000, gata, nu-i mai place. Mă, dar, hai că nu mă uit acum, dar avea și o curiozitate așa, când de Santa Fe, ia uite, mașină 2000, mă frate, cum o fi, mă, cum o fi, mașinile de Europa sunt în kilometri, cele o chestie în mile, și în kilometri. Păi pentru că alea din Europa, din UK poate să meargă și în Europa și poate omul vrea să vadă cât are la oră în timp ce se uită în bord. Merită un E90 318 benzină? Nu. După ce chei benzină și nu o să tragă cum trebuie, e un motor destul de slăbuț ăla, 140 de cai parcare. Mamă, cum o fi, mă, frate, îți dai 40.000 pe mașină și să o faci praf la 9.000 de kilometri? Doamne, 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 cum o fi, mă? Stai așa și te gândești. Bine, în afară, probabil oamenii se gândesc, bă, am scăpat cu viață, fierul se face, dă-o unde o dau. Lexus. 2015. Ia. Au scăzut foarte mult prețurile pe Italia, pentru că, după cum am zis și prin alte episoade și pe live-uri, este foarte riscant să iei o mașină din Italia la ora actuală. Și nu sunt ipocrit sau așa, e foarte riscant pentru că poate un italian a strămutat aici și poate are coronavirus, un virus pe aici. Nu glumesc. Nu mi-e mult, dar n-a nici cu... Na. Înțelegeți voi? Yokohama, na. O bară, o aia să fac, hai lasă tabla în pace, dar... Na, nu știu ce să zic. Și diferența de calitate poze, într-adevăr, pe adesea pozele sunt foarte ok făcute, adică poți să vezi foarte multe lucruri. Păcat că sunt puține Lexus aici. Da. Mazda Smart, ia mă Smart. Smart 42, Smart 44. Tesla, astea, uite Tesla asta, azi au băgat-o, de fapt sunt mai multe, 26.000 de kilometri, cât e mă frate una de asta nouă, că sare 200.000, nu știu dacă rezistă atât de mult, da, păi, dar oricum eu mă gândesc că ei probabil curăță cât de cât mașinile înainte, mă, mai în glumă, mai în serios te gândești la chestiile astea, adică, de ce nu? Eu scaunul meu, Tesla Model X 100D, cât are asta, 700 de cai. Ceva pe acolo, cred. Ia uite. Deci are 25 de kilometri și e uscată bateria. Asta la full are peste 500 de kilometri. Mamă, dar Model X-ul ăsta e pe bune navă spațială. Și o țin în garaj până trece virusul, mai rămâne infectată. E, dragi, bă, ții, o cure și salut. Mamă, dar Model X-ul ăsta nu zice neapărat că e luxos. Bine zici că e un delfin. Dar e mișto ca mașină, e mișto. Deci, n-am condus Tesla ca să zici că asta e numărul 1, pe bune. Și a ieșit, dar uite mă câte au scos, ești prost? Și n-au kilometri mulți. 2017, 2000, na, au fost mai mult de teste, de alte nebunii. Pentru că dacă ai o mașină de asta și stai într-o țară destul de dezvoltată, eu zic că ai unde să o încarci, deci, na. Skoda, Seat,
Sang-yong. Act, Sang-yong Action. Cine dreapă cumpără așa ceva? În Europa. Probabil în alte țări se vine bine. Te uitatez la Seat. Vreau să mă văd și niște Seat. Seat Ateca. Ma. Ia uite altul. Ia uite altul. Seat Leon. 225.000. Duce oare 400.000? Păi da, am văzut o Tesla. Am făcut un clip cu o Tesla de aici de pe licitații. Avea autonomie, încă avea autonomie bună. Și au schimbat numele de la care sunt de bun adesa, că au fost cumpărați de unii care sunt internațional pe America, gen ăștia la adesa. Și cum îi zice, Tesla asta de 400.000 făcea taxi în Olanda și avea autonomie bună. Bateriile, eu zic că duc și 1.000.000 de kilometri, dar să nu le încarci la 100%. Și mașina, din ce văzusem eu, era vândută pentru că avea crepat panoramicul. Nu știu cât costa să repari. Probabil se repara cumva, dar de asta era vândută. Și eu sunt sigur că omul oricum în 400.000 de kilometri cu Tesla, cu taxiul, ți-ai scos banii. Asta e clar. Nu cred că găsești Cupra, pe aici sunt slabe șansele. Oricum, eu unul din ăsta fără full LED nici nu m-aș uita la el, sincer. La Seat Leon din ăsta. Seat Ibiza 2016. Uite și ăsta e un camp acolo cu Polo, să zicem. Seat-ul este un pic mai low cost ca Vagul, dar nu e o mașină rea. Bine, tot în grupul lor e. Se repară cu kit. Da, este și Adesa USA. Ia, Adesa USA. Adesa.com. Păi de ce așa, bă? A, uite mă, da, e pe partea cealaltă. Bye, ia. US Map, ia. E la fel oare site-ul? Mamă, uite câte puncte au aici, ești nebun. Adesa Birmingham, ia. Păi stai un pic și vreau să văd mașini, frate. Working Wonders, ok, bye. Și, cred că merge numai dacă ești înregistrat. On site. Stai un pic și dacă vreau să văd și-o ceva, nimic. Will, așa, essential, nu știu ce bun. Locații, bye online. Nu cred că merge. Get started, sell. Na. Păcat. Te-ai născut în full LED. Păi da, mă, frate, dacă nu compar Loganul. Și oricum au apărut acum niște poze, zic ăștia că e nou Logan, că o să fie de Rusia, că o să fie nu știu cum și că e cu full LED. Ia. 222.000 de kilometri. Panoramic, full LED, FR. Na. Ce să mai e? Ok. Cum s-ar zice? Dodge Caliber 2.0. Bă, e o mașină rară, frate. Pe toată lumea pe care o să o întreb, nu o să știe să spună foarte multe lucruri despre ea. Trebuie să-și dea cea Spring acum. Să vedem ce o să fie de ea. Sau ce nu o să fie de ea. Că mulți zic că o să fie cea mai șmecheră mașină. Nu știu dacă o să fie cea mai șmecheră electrică, dar dacă e să nu-i dezamăgească și așa mai departe, e un Subaru Forester. Am făcut un clip acum ceva timp cu un Forester din asta 2010. Golf 7, 1.4 TSI. Eu n-aș lua motorul ăla, sincer. Nu că sunt eu fan diesel sau așa, dar nu l-aș lua. Bine, poate am rezolvat din problemele alea, dar e destul de problematic. Da, seamănă bine Forester ăsta, nici am făcut eu clipul ăla cu băiatul atunci. A zis că mașina asta a fost concepută pentru... Deci știu cum arată spatele. A fost concepută pentru pădurari, în principiu. Și de-aia nici nu cred că s-a vândut foarte bine. Bine, în Europa nu cred că se vinde foarte bine Subaru, dar în alte continente, că, de exemplu, uite cum e și, hai să zicem, Chevroletul. La noi nu se vinde cine știe ce, dar în alte țări poate se vinde mai bine. De la un Samsung mai trebuie băgați niște bani frumoși în ea. Dar mașina arată, pe o să spun că mi-am luat țeapă, dar destul de mică. Nu există, mi-am luat țeapă destul de mică sau așa. Ți-ai luat țeapă sau nu ți-ai luat? Acum nu că vreau să îți bag cuțitul în rană, dar știi cum e. Matrix 2007, mașina nu a fost peste 100.000 și nu mi se pare mare chestie. Deci mai cred poți să trăiești și fără. Normal că nu se merită să le pun o mașină de generație nouă, tehnologie. Păi, tocmai. Ca începătorul m-a ajutat persoana din jurul meu, îmi spun că să-mi iau o mașină micuțe de tip Golf și așa, dar eu totuși aș opta pentru un Passat CC. Păi, tu vorbești de două mașini total diferite. Vorbești de Passat CC, care e un coupe, sau de Renault Kadjar, care e SUV. High mini SUV.
Deci, nu știu, dacă vreți să vorbim mai în detaliu, îmi scrii pe Instagram. Dacă mai e vreun moderator pe aici, dați-mi Instagram pe chat, îmi dați-mi băieți un follow acolo. Dacă au întrebări sau cea, să-mi scrie acolo direct. Suzuki, uite, la fel. Vitara 2017, uite. 9100. Ninge la mine, bă, și la mine a nins toată ziua, nu s-a depus foarte tare, dar a nins. Deci e bine. Păi dacă ar fi să mă gândesc așa, parcă tot Duster-ul, parcă nu m-a simțit bine, mă, dacă în mașina asta, pe bune. Parcă tot Duster-ul mi-e așa în suflet, știi? Neapărat că e mașina noastră, dar parcă nu, nu știu, parcă nu, Suzuki Celerino. Era Suzuki Baleno. Și ziceam unul, bă frate, îți dai seama cum ar fi să-ți cumperi o mașină de asta, să o strici pe nevasta Baleno? Sau gen, să du-te și tu și ia Balena. Adică, băi, nesimțitule, păi tu ce faci, mă? Arată mult mai frumos. Se pune și trebuie doar la lopat. Adică acum mă și eu pe Subaru 99 Vehicle sau, bă, mi-a plăcut mai mult Honda. Dar e chestie de gusturi, sincer. Mâine, văd că se încălzește după aia. Mi-aș pune și o cauciucule de vară, dar și așa merg puțin, deci n-are rost. Bă, nu vreau să mă mai lungesc foarte mult, oricum e târziu, e 1, poate apuc și o să dorm. Bă! Ce? Ok. Asta e ciudat. Deci am primit adineuri din asta pe... Și Instagram-ul meu merge. Deci... Eu nu pun ale de vară ca să dorm pe live, da. Ok, asta a fost ciudat. Nu știu ce s-a întâmplat asta, sincer. Suzuki Samurai pentru off-road și Suzuki Jimny e ok. Deci sunt mașini care sunt concepute pentru așa ceva, deci de ce nu? Așadar, pentru cei care sunteți pe live, având în vedere că este și delay-ul mic, din ăștia 90 care vă mai uitați la ora asta, dacă vreți mă urmăriți pe Instagram sau să puneți întrebări sau să vorbim acum după live și așa mai departe, asta este Instagram-ul meu. Vă aștept acolo cu un subscribe, cu orice, că nu s-a audit Lutania, nu. Dar a rămas să fac și un pof cu ea. Bine, să aveți o seară în continuare, poate facem live și mâine și vă aștept cu mesaje pe Instagram. Și de data asta ai cum să ții un formondeu la 8000 sau pe 8, dacă mai pui puțin peste s-ar putea să da. Sunt slabe șansele să iei un ok la banii, mai degrabă poate un Focus, nu știu ce să zic. Da, ne auzim pe Instagram dacă e. Și o să și oprez live-ul acum. Bine, o seară în continuare. Salut!